stimați colegi, bună ziua și începem ședința. Sunteți convocați astăzi, vineri 31.03.2023, ora 10, pentru a participa la ședința ordinară a Consiliului Local Orbentului Bacău, care se va desfășura în sala mare a Primăriei Comunei Orbent, din satul Orbent, strada Luzii, numărul 200, Comuna Orbentului Bacău, unde va fi dispus analizii și dezbaterii următorului proiect al ordinei de zi. Punctul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 17.02.2023. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 3 al contractului de legare a gestiunii serviciului de salubrizare, operare, instalații numărul 1078-1087 din 16.04.2018, încheiat cu gestiuni, servicii, încheiat cu SC Consult IESA, inițiator primar Copacostat. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al unității administrative teritoriale Comuna Orbent pentru ședința adunării generale a acționarilor a SC Companiei Regionale de Apă Bacău, S.A. din 20.04.2023, 21.04.2023, inițiator primatul Copacostat. Punctul 4. Privind aprobarea programului de măsuri ce vizează îmbunătățirea activității de gospodărire și înfrumusețarea Comunei Orbeni, a obligațiilor și responsabilităților care revin instituțiilor publice, agenților economici, cetățenilor pentru baza gospodăririi a Comunei Orbeni și respectarea condițiilor de mediu, precum și stabilirea sancțiunilor, inițiator primar Copacostat. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni, lucrări de interes local pentru anul 2023 în vederea repartizării orilor de muncă prestate lunar de către persoanele apte de muncă din familie, familia beneficiară de ajutor social pentru persoanele condamnate penal și obligate să presteze o muncă nerumerată în folosul comunității, dar și pentru persoanele sancționate să presteze o muncă în folosul comunității pentru anumite faptice constituie contravenții, inițiator primar Copacostat. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al bibliotecii comunale Orbeni, inițiator primar Copacostat. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind nominalizarea de către Consiliul Local al Comunii Orbeni a doi consilieri locali care vor avea calitate de evaluatori în cadrul Comisiei de Evaluare a Performanțelor Profesionale ale Secretarului General al Comunii Orbeni, inițiator primar Copacostat. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind acordarea de către Consiliul Local către Orbeni, județul Bacău, a dreptului de acces la bunurile proprietate OAT Orbeni, județul Bacău, cu destinația de luciu de apă situate în punctele cu topinomile La Maria, Busucăria 1 și Busucărie 2, între prinderi individuale Damian Neculoai, Ana și vederea utilizării resurselor de apă existente pentru irigarea suprafețelor agricole, inițiator primar Copacostat. Și ultimul punct, punctul 9, raport privind starea socială economică la nivelul Comunii Orbeni, județul Bacău, pentru anul 2022 prezita primarului Comunii Orbeni, județul Bacău. Dacă sunteți de acord cu aceste proiecte, dacă aveți ceva întrebări asupra proiectelor care sunt... Domnul președinte, propun ca proiectul de hotărâre cu numărul 8
pe ordinea de zi să dezbatem prioritate, deoarece domnul Damian fiind fermier nu poate să stea la ședință 5 ore. Stăm și în punctul numărul 8, dacă sunteți de acord. Proiectele de hotărâre. Eu voiam să adaug la ordinea de zi și punctul diversii. Dacă sunt de acord și pot. Bun. Supunem la vot fiecare propunere în parte. Prima propunere, domnul Popa Nicolae, inversarea punctelor pe ordinea de zi, 8 cu 1. Supuneți la vot, exprimați-vă votul. Da, de acord. Trecem la punctul 8. Proiect de hotărâre privind acordarea... Dicta. Al doilea aspect, sesizat, domnul Dan Morar, solicită înscrierea pe ordinea de zi a punctului diversi. Supunem la vot. Vă puteți să exercita votul. Spuneți la vot. Cine este pentru? Cine este pentru? Cine este pentru? Cine este pentru? Abțineri? Dăm citire proiectul nostru, nu? Proiect de hotărâre privind acordarea de către Consiliul Local Orbeni, județul Bacău, a dreptului de acces la bunurile proprietate luate Orbeni, județul Bacău, cu destinația de luciu de apă și parte din punctele cu topor. Deci rezultatul votului la primul punct a fost că toți cei prezenți, toți consilierii prezenți, au votat pentru propunerea domnului Popa Nicolae. Aspectul 2. Solicitat propunerea domnului Moraru Dan Constantin. Rezultatul votului a fost 2 voturi pentru. Da? Cred că am văzut bine. O să fiu contrazis, nicio problemă. O abținere din partea domnului Bălăuții Gheorghe. Așa este. Și restul voturilor împotrivă. Bun. Vă rog să respectați procedura ca să avem timp și să dezbatem susținerea fundamentară ca să înțeleagă. Poate domnul consilier nu a înțeles ce înseamnă divers. Da. Vă rog, de aici, în vorba mă vreau să procedați cum am procedat. Vă rog. Ați aprobat procesul de valoare în întregului? Sau ați supus la vot? Urmează. Citiți tot punctul ăla, domnul. Un pic câți. Am ajuns, ne-am apropiat de etapa citirii procesului verbal al ședinței anterioare, da? Așa. Nu, nu, dacă procesul verbal este adoptat de tot de domnul consilier. Trebuie să anunțăm lucrul ăsta. Asta zic, dar nu s-a spus la urmă. S-a spus doar amendamente. Corect. Propunerea domnului. Imaginea proiectului ordinii de zi. Da, așa, și în întregului. Da. Deci, noua ordinii de zi, noul proiect al ordinii de zi, are această formă rezultată în urma voturilor exprimate în urma a ceea ce vă citiți domnul președinte de ședință. Sunteți de acord cu noua formă a ordinii de zi, a proiectului ordinii de zi? Da. Cine este pentru? Împotrivă. Împotrivă? Da. Da, mă. Abțineri ceva? Nu. Atunci dăm citirea la fiecare copia. Nu? Nu. Așa. Proiect de hotărâre privind acordarea de către Consiliul Local Orbeni, județul Bacău, a dreptului de acces la bunurile proprietate UAT Orbeni, județul Bacău, cu destinația de luciu, destinația așa, luciu de apă, situate în punctele cu toponimile la Maria Buscăria 1 și Buscăria 2, întreprindere individuale Damian Nerculoare Ana, în vederea utilizării resurselor de apă existente pentru irigarea suprafețului agricole, inițiator de proiect. Bun. După înseamnă dumneavoastră, o să dau citirii materialelor aferente și vă aduc la cunoștință astăzi, în ședință publică, că am primit în cursul lunii martie o cerere. Primăriei Comunei Orbeni a fost adresată o cerere din partea doamnei Damian Ana, în calitate de reprezentant legal al întreprinderii individuale Damian Ne Ana,
cu sediu în satul Orbeni, strada Răzeșilor, numărul 339, formă de organizare juridică, firește, care își desfășoară activitatea în domeniul agricol, cultivând terenul și firește crescând animale, pe raza Comunului Orbeni, județul Bacău. Solicitarea vizează acceptul proprietarului bărților, alucilor de apă, cum vreți să spuneți, vis-a-vis de posibilitatea de a face irigații, firește pe terenurile care le dețin în proprietate sau în arendă în vecinătatea acestor amplasamente. Doamna a solicitat accesul la bărțile din punctele la Maria, Bursucării 1 și Bursucării 2. Scopul exclusiv al utilizării acestor resurse, cantități de apă, este acela firește de a iriga suprafețele de teren din vecinătatea lor. Având în vedere că nu în fiecare zi, și trebuie să recunoaștem că e primul caz de acest gen pe care ne confruntăm și să chemați să găsim o soluție și să clarificăm lucrurile și să avem un punct de vedere. Asta și în contextul a ceea ce se întâmplă și s-a întâmplat foarte bine și vreau, cu siguranță, nimeni străin de fenomenul secetei de anul trecut și chiar și de acum, ne-am adresat printr-o adresă Apelor Românii, da, prin structura Sistemului de Gospodărire Apelor Bacău, solicitând sprijin de specialitate, atât pe partea din urmare, cât și pe partea de declanșat procedurile, firește care țin de organizarea dânsilor, de prezența la fața locului, de știu eu alte aspecte, care toate sunt de factură tehnică și țin de gestionarea a ceea ce înseamnă API prin structurile Apelor Românii. Dânsii ne-au răspuns la adresă, ne-au adus la cunoștință că noi, ca și proprietari, putem doar să ne limităm la acorda. Bine, ceea ce vă spun acum ține atât de adresă, cât și de informațiile colaterale pe care le-am obținut de la dânsii, atât Apele Românii, cât și Seghia Bacău. În calitate de proprietari a acestor obiective, da, trebuie să ne exercităm punctul de vedere, opinia, trebuie să dăm un drept de acces, deci, practic, intervenția noastră se limitează doar la acordarea acestui drept de acces, cu obligația corelativă a întreprinderii individuale, de a întocmi printr-o persoană autorizată a unui proiect care va fi firește supus evaluării la nivelul Seghia Bacău, la finalul căruia ar trebui firește și să sperăm că va rezulta autorizație din gospodărirea apelor acordată utilizatorului de apă din zonă. Firește autorizație care va cuprinde, probabil, n-am văzut în viața mea așa ceva, dar repet, din discuțiile care le-am avut, anumite restricții, anumite drepturi, anumite obligații. Deci, cam despre asta ar fi vorba. O să dau citire referatului de aprobare. Întocmit pentru proiectul privind acordarea de către Consiliul Local Orbeni, județul Bacău, a dreptului de acces la bunurile proprietatea voate Orbeni, județul Bacău, cu destinația de luciuri de apă, situate în punctele cu toponimele La Maria, Bursucărie 1 și Bursucărie 2, întreprindere individuală Damian Neana, în vederea utilizării resurselor de apă existente pentru irigarea suprafețelor agricole. Având în vedere fenomenul de secetă prelungită, care se manifestă tot mai accentuat în ultimii ani, cu consecințe semnificative asupra producțiilor agricole și activității de creștere a animalelor, fapt care a accelerat și crescut interesul fermierilor pentru deținerea capacităților tehnice de irigare, implicit accesarea corpurilor de apă subterană, supraterană existente. Cererea formulată de I.I. Damian Neana, în calitate de proprietar respectiv arendaș al unor suprafețe de teren agricole pe raza Comunii Orbeni, județul Bacău, prin care solicită Consiliul Local Orbeni, județul Bacău, acceptul în vederea asigurării accesului la resursele de apă existente în punctele La Maria, Bursucărie 1 și Bursucărie 2, în vederea irigării suprafețelor deținute, adresa Primăriei Comunei Orbeni, da, 1582 din 2023, despre care am vorbit anterior, adresa de răspuns a Administrației Bazinale de Apă Siret, Sistemul de Gospodărire a Apelor Bacău, prin care firește ne-au comunicat aspectele pe care le-am adus la cunoștință anterior. Prevederile articolului 1, aliniatul 1, indice 1, aliniatul 2, 3, 4, 5, 6, articolul 2, litera H, articolul 9, articolul 12, articolul 25, aliniatul 4, articolul 27, 39, 55, 88, 87, aliniatul 7, 10, 15, 18, 19 din Legea Apelor, Legea 107 din 1996, cu modificările și completările ulterioare, prevederile articolului 1, 4, 7, 8, 12, 17, 30 din ordinul 891 din 2019, privind aprobarea procedurilor și competențelor de emitere, modificare, retragere și suspendare temporară a autorizațiilor de gospodărire a apelor, precum și a normativului de conținut al documentației tehnice supuse autorizării,
Având în vedere prevederile legii 24 din 2000 privind normele de tehnică legislativă prin elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare, prevederile articolului 84, 105, 106, 108, 110, 129, aliniatul 2, litera de B, C, aliniatul 4, litera F, aliniatul 14, articolul 358, 355 din ordonanța Guvernului numărul 57 de 2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, toate aspectele menționate anterior, prin prezentul referat, se consideră necesară și oportună, firește, și este susținută inițiativa, având în vedere crearea acestor accesibilități fermierilor la nivelul comunelor din, fapt pentru care a fost supus spre analiză și dezbatere prezentul proiect de hotărâre. O să dau citire și proiectul de hotărâre cu privire la acordarea de către Consiliul Local Orbeni, județul Bacău, lucrului de acces la bunurile proprietatea Oatei Orbeni, județul Bacău, destinația de Luciu de apă, situate în punctele cu toponimele la Maria Buscărie 1, Buscărie 2, întreprindere individuală de Damian Neoana, în vederea vânzării resurselor de apă existente pentru irigarea suprafețelor agricole. În preambulul hotărârii sunt enumerate toate aspectele pe care le-am precizat anterior, vis-a-vis de partea legislativă, adresii, solicitările și tot ceea ce am vorbit anterior. La nivelul articolelor. Articolul 1, îi dau citire, se aprobă acordarea de către Consiliul Local Orbeni Județul Bacău a dreptului de acces la bunurile proprietatea Oatei Orbeni Județul Bacău cu destinația de Luciu de Apă, situate în punctele cu toponimele la Maria Buscărie 1, Buscărie 2, întreprindere individuale Damian Neoana, în vederea utilizării resurselor de apă existente pentru irigarea suprafețelor agricole. Articolul 2, se aprobă exercitarea dreptului de acces de către întreprinderea individuală Damian Neoana după obținerea în prealabil autorizației de gospodărire apelor eliberate de Administrația Națională a Apelor României, Administrația Bazinală de Apă Siret, respectiv Sistemul de Gospodărire a Apelor Bacău, firește cu respectarea prevederilor legale în materia protecției mediului. Articolul 3, prezenta hotărârii poate fi contestată în termenul și condițiile stabilite de legea 54 pe 2004 privind contenciosul administrativ, modificările și completările ulterioare. Ultimul articol, 4, prezenta hotărârii va fi comunicată Ilie Damian Neana, primarului Comunei Orbeni, județul Bacău, prefectului județului Bacău și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii. Mulțumesc! Cam atât am avut de spus la acest lucru. Da, cred că e de datoria noastră să sprijinim inițiativele fermierilor, având în vedere că seceta devine, zic eu, agresivă de la un an la altul și recomand pe această cale tuturor celor care doresc să-și salveze culturile, având în vedere investițiile foarte mari care se fac în agricultură, așa de cum bine știți. Recomand și celorlalți care se ocupă de agricultură, de cultura mare în general, să parcurgă pașii respectivi pentru a intra în legalitate și a-și salva culturile de ceea ce înseamnă secetă. Și cum spuneam, cred că e de datoria noastră să sprijinim astfel de inițiativă. Dacă aveți întrebări asupra acestui proiect? Nu numai că este benefică această inițiativă a fi sprijinită în mod pozitiv, deși necesar, ținând cont de condițiile climatice viitoare, toți fermierii din comuna noastră, nu numai că sunt proprietari de terenuri, dar au suprafețe însemnate în arendă, fapt pentru care toată comunitatea va câștiga. Doamna, la redistribuirea produselor, adică arendei, în condițiile în care e un an secetos, cei care vor reuși să-și lige culturile vor aduce în plus valoare și în comunitate. Fapt pentru care îl susțin, că e necesar să susținem această inițiativă, cred că și considerii colegii mei, nu au nici împotrivă. Depinde, fiecare. Dacă mai sunt... Îi dictează conștiința. Da, moral. Da, mulțumesc. Eu am fost, cred că, printre primii care l-au felicitat cu domnul Damian Ion pentru investiția făcută în prelajuri noi și performante pentru irigarea suprafețelor agricole. Este o investiție care a trebuit să o facă, dar toată lumea după posibilități. Este foarte bine și foarte benefică și acțiunea din partea domnului inițiator, primar, prin a emite o hotărâre din Consiliul Local în acest sens. Și, deodată, sper. În susținerea raportului, referatul de aprobare și în susținerea raportului de specialitate, dacă îmi dați voie să dau și citire. Având în vedere cele menționate, consider necesară și oportună inițiativa, având ca obiect crearea acestor accesibilități fermierilor din Comuna Orbeni, județul Bacău, la aceste capacități de apă.
sens în care aș dori, pentru a nu complica situațiile și la fiecare cerere din partea altor fermieri, să emitem o nouă hotărâre, cu act administrativ cu caracter nominal și altă muncă din partea inițiatorului și compartimentul specialitate, să aduc un amendament la această hotărâre, prin care să adăugăm un articol în care să ofere accesul direct tuturor celor fermierilor cu raza, de pe raza comunelor de care au apelat pe raza comunelor de încă. Urmând ca prin dispozitiv de primar să îi se elibereze accesul nominal fiecare în parte care va dori să va. Consider că trebuie aplicat erga omens, adică tuturor, așa ar fi corect. Este foarte bine că s-a început și de aici încolo consider că vom avea un parcurs în agricultura de la urmă. Trebuie să fim conștienți și de acord în același timp că toată lumea va beneficia de acest drept. În schimb, eu, ca și primar, nu cred că pot emite o dispoziție având în vedere faptul că bunurile aparțin Consiliului Local și nu cred că e o problemă ca cel care e interesat să obțină acest acces, să depună două rânduri, iar noi să venim în fața Consiliului ca și nominal să emitem acordul. Legal, din câte știu, nu pot emite dispoziție să dau un acces pe un bun care nu aparține primarului, ca instituție sau primarului, mă rog, ci Consiliul Local. E cel îndreptățit să emită hotărâri de acces către 1, 2 și 7. Dar în cazul nostru este o chestiune nominală, pentru că am primit o cerere în sensul ăsta. Și nu avem nimic împotrivă, ca și ceilalți care sunt interesați să facă, să găsească ușa deschisă și la următoarea ședință, sau cât de repede ne putem revedea, într-o anumită formulă, în condiții în care există interes, să obțină și ceilalți acord. E părerea mea, din câte realizez, pentru că din discuțiile care le-am avut cu cei de la SGA, hotărârea pe care noi azi o dăm, mă rog, fiind un singur caz care solicită astfel de situații, ar trebui să o facem nominal. Pentru că nu vreau să ascund un lucru, că chiar din discuțiile care am avut cu conducerea SGA, primul nostru schimb de cuvinte, au rămas și un pic surprinși că n-au mai avut astfel de situații să vină fermieri să solicită din suprafețe din astea cu de oabă, bărți, în cazul nostru, aparținând altcuiva decât Aba Siret, cum e cursul Siretului. Că majoritatea iau din Siret. E cursul mare al apii. Iar prin bărți private, cum cele din cauză la noi, și atunci o zic, bă, e nevoie de acces, că așa precizează și legea și nu nicio problemă. Acord ca să-i dăm accesul, că nu e nicio construcție, nu e nimic, acolo totul e mobil. Au luat-o pe ăsta motopompa aia, au aruncat-o în apă și omul își face treaba, pus cu garanția și cu obligativitatea de a obține acea autorizație de la SGA, unde va fi contorizată cantitatea de apă. Nu e nicio problemă, dar să mai apar cereri, să le putem trece din Consiliu. Zic și eu, părerea. Aveți cuvântul, domnul Fanco. Da, pornind de la cererea pe care ați pus-o aprobă, cred că ar fi necesar atât executivul cât și Consiliul Local să-și asume o strategie locală de sprijinirea mai micilor sau mai marilor investitori locali. Adică, mi-e doar aprobarea în cazul acesta punctual a unui investitor, de exemplu, cheamă, doar, dar în modul simplu, ar incita o anumită stare de știu eu, de iritare, de ce adică putare. Poate să vină și altul, nu știu. Cred că era datoria noastră să alcătuie o strategie locală, prin sprijinirea investitorilor locali, a fermierilor. Și în cazul acesta, stabileam noi criteriile, astfel încât oricare dintre viitorii și posibili investitori, cei de astăzi, dar și cei din mâine, să găsească aici, pe plan local, un cadru făcut din noi, nu de mari specialiști cu nu știu câte miliarde, făcut din noi un plan și gândit la nivel local, un plan de strategie și o strategie locală pentru sprijinirea mai micilor sau mai marilor producători. Că aici stăm prost. Plecând de la nevoile noastre firești. Gândiți-vă și aveți la îndemână statistici privind scăderea dramatică a numărului de animale.
Nu am luat nicio măsură. Noi cu toții suntem de grijă. An de an scade numărul de animale, dar noi n-am prevenit niciun fel această strategie. Sau poate am făcut prea puțin, sau sporadic. Dar nu avem o strategie privind sprijinirea micului producător. Privind, dar n-am mai făcut ceva. Noi nu ne-am pus în valoare resursele de care UAT-ul bine dispun. Și iată una dintre resurse. Mi-a dat semnalul aferii Damianan. Dar mai sunt și alte nevoi. Nu e singura. Și nu e singurul în situația lui. Nu numai apă cred că trebuie. Să vedem ce alte nevoi mai sunt necesare. Mă gândeam la, știu eu, la trupurile de pășuni, câte mai avem. Cum le punem în valoare? Le-am pus în valoare, că nu mai sunt doi, se dispară. Dispar și vracele. Noi cum ne prevenim acest fenomen? Dacă ne ocupăm cumva și de valorificarea produselor, putem stabili un plan împreună. Sugerez stabilirea pe plan local a unei strategii, atât privind punerea în valoare a resurselor de care dispunem, pe de o parte, cât și sprijinul pe care îl putem da, sprijinul legal, evident, tuturor celor care fac acum și care ar fi tentați să înceapă o activitate în agricultură. Fiindcă mă uit la vârsta celor care mai fac agricultură și mă îngrijorează, pentru că văd că dintre cei tineri niciunul nu este stimulat și ajutat să înceapă meseria. Peste 10 ani nu mai văd pe Damian pe tractor. Bună parte nici dintre noi nu sunt pe aici, dar poate că numele astea de urbim trebuie să rămână. Și cum ne ocupăm astăzi de ceea ce va fi mâine? Haideți împreună să stabilim și stăm la îndemâna noastră în ședință pe comisie, în plen, fără prea multă zară, să stabilim o strategie locală cu fiecare, suntem atâția oameni cu responsabilități și putem stabili, sunteți capabili, să stabilim împreună strategii locale pentru punerea în valoare a resurselor și stabilirea pe de cealaltă parte a unor măsuri de stimulare a celor care încep sau care deja se ocupă de această gravă problemă și care va fi pe viitor și mai accentuată, ținând cont de transformările pe care le suferă societatea. Fiindcă oricât o să mâncăm noi carne sintetică, bănuiesc că de Paști veți dori cu toții un miel, pe care să nu mai cumpărați de la supermarket și pe care să o procurăm de la noi. Sau un litru de lapte. Iată, cine mai dispune astăzi de un litru de lapte natural și nu din cel din supermarket, pentru că știți cu toții și e recunoscut. Că numai lapte noi. Și totuși noi beneficiem de niște resurse și suntem de vină cu toții că nu am reușit într-un fel să stimulăm oamenii câțiva producători să facă acest lucru. Să producă și, pe de altă parte, să-i ajutăm să-și vândă. Stă în măsura noastră. Deci vă provoc la o întâlnire în care să stabilim împreună, de la primar și până la ultimul consilier, haideți să stabilim o strategie, că deja e prea târziu și lucrurile au alunecat pe pantă extrem de periculoasă. Bate la ușă seceta, mai bat și alte nenorociri, au venit peste noi, dar mă însuică că ne strângem așa în care face, ne teamă, haideți să fim mai curajoși în a lua niște măsuri cum să spun eu, nu revoluționare, că poate nu-i dar niște măsuri mai dure, mai vărbătești să-i impune acest lucru. Că deja vă chemuiți pe drumuri, cu școli, cu astea, că mi-e teamă că știți 10 ani vor fi pustii. Nu mai au oameni ăștia la ce să stea. Nu mai au la ce să vin. Tinerii pleacă, că de la sugerei sau ce am stabilit noi este puțin. Haideți să vedem o strategie, să vedem cum îi ajutăm, cum punem în valoare resursele. Cu poate în felul acesta vor cumulați și toate măsuri pe care le-am mai gătit. Să sperăm că vom stabili un echilibru. Cum intersând? Da, prima grijă că asta e să fie ultima grijă la taxat. Să vină bani și oameni să aibă de ce și să fie atrași de mâncați. Da, ca să trecem de la vorbi la fapt, chiar v-aș invita și valabil pentru toată lumea, să facem o discuție separată și să putem construi această strategie împreună. Adică nu numai să o scoatem să trecem direct la fapte. Și cine ne oprește? Nu ne oprește nimeni. Important este să ne dorim. Că discuții de genul ăsta au mai fost și în ședințele anterioare, că facem, trecem... Nu,
Când doriți, stabilim din timp cu toată lumea sau pe cei care mi-aducem în jurul nostru, care vin cu idei și cu soluții, punem pe hârtie sau veniți cu propuneri, le adunăm pe toate și vedem ce o să iasă. Numai că obiectul discuției de astăzi era o chestiune simplă, era vorba de un simplu accent, ca să poată să facă treaba ce e interesat. Iar problema e altă ca și strategie, cuprinde, eu cred că, mult mai multe elemente și mult mai mulți pași, dar puse pe hârtie și adunate din toate colțurile, propune, părere. Am rămas mirat să văd câți pași ar mai trebui să ia niște apă dintr-o bapă, să vină, să facă proiecte, să vină, dar să vină. Nu, aici nu știu dacă chiar atât de încurcat de cât am studiat și noi și ne-am mai consultat. E vorba de ceea ce ne privește de un simplu accent, ca să poată merge la balta aia și o să-l poată autoriza în sensul în care să contorizeze ceea ce consumă, de fapt și de drept. Că asta e scopul final. Mi-e teamă că când reușește să facă proiect și dar eu știu să nu... Dar nu-i vorba de un proiect, hai să nu complicăm treaba, că nu-i vorba de un proiect, ci trebuie un memoriu din care să rezulte necesitatea. Știi, știi ceva? Autorizării. Că tot făcând el tot soiul de proiecte, să nu îl încurce ploii. Să dea Dumnezeu. Să dea Dumnezeu să-l încurce ploile și proiectul să fie făcut și să... Aveți cuvântul, domnul Popescu. Scurs și la obiect, ca să, din punctul meu de vedere, să centralizăm ideea. Eu am înțeles că în hotărârea aceasta de Consiliul Local pe această temă, caracterul ei ar fi cam general. Și în principiu se deschide o portiță pentru toți fermierii din sat. Deci, individual, ideea generală a prins contur. La proiect, a amendamentului. Ideea de hotărâre a prins contur și va fi... Era mai simplu. O generalizare. Urma hotărârii de Consiliul Local, primarul, dispunea... Să facem o asociație și veneam cu toții și cerem asta. Dar s-a încercat către domnul primar de atâtea ori. Să facem să dregem. Avem și deci este o idee generală vorbim și nu facem nimic. Care prinde contur și nu va îndrăgi. Eu nu pot emite dispoziție ca să înțelegem foarte bine. Acceptăm cadrul legal și de aici încolo vor fi mai ușor corect. Domnul Dan, dacă sunteți interesat, te puneți o cerere în numele cui e societatea, să vedeți că asta urmează să se întâmple și aveți un dă verde să facă treaba la fel ca și ceilalți ne-ai îngrădit. Eu sunt fermier. Ideea era că eu trebuie să mă gândesc atât din Consiliul Local la toți fermierii care sunt... De acord, sau unde și trebuie, tot cei care doresc. Un amendament cu adăugare la cele trei care sunt, patru, cu adăugare unui nou articol prin care se acordă tuturor care au venit. În urma hotărârii, dumneavoastră, prin dispoziție, veți acorda, veți pune în aplicare hotărârea Consiliului Local. Prin articolul care va fi, dacă va fi trecut. Nu va fi trecut? Nu va fi trecut. Dar asta nu înseamnă că domnul Damian nu are acces să-și depună cererea și nu are dreptul să depună cererea și să aibă... Că însă și autorizarea la SEGEA se face nume propriu, nume nominal al societății respective, exact. Nu poate da la general. Exact. Dar noi trebuie să, dacă avem 20 de fermieri, va trebui să emitim 20 de hotărâri de Consiliu Local. Pentru ce? Emiți una singură pentru toată lumea și fiecare vine și o puneți în aplicare dumneavoastră. Da, dar nu poate face, pentru că nu există o strategie locală, niște pași pe care să-i facem. Documentația din... Ajungem iar. Domnul consilier, fiindcă să ne împărtim în baza strategiei pe care n-am făcut-o niciodată, eu vă propun o idee practică. Ați auzit de pe planul de urbanism general ne dă datele, elementele, suprafețele agricole, informații despre agricultură, economie, demografie în comuna asta. La prima ședință rog serviciul urbanism să ne aducă cu bun. Și începem să ne formăm o idee despre cine suntem și ce putem produce. În faza finală. Încă nu are mai trebuie aprobare de la Ministerul Dezvoltării. Corect. Și atunci putem lansa o strategie pe baze tehnice. Cred că nu vin boala fără niciun motiv. Dar nu vedeți că am închis, dar are strategie. Haideți să trecem efectiv la strategie. Tot timpul avem... Mor de foame. Ridicați-vă și noi vă urăm succes. Dacă mai sunt întrebări la acest... Dacă nu trece la vă. Nu trece. Vreau să întreb pentru... Vreau să întreb ceva. Da, Florin Gălățean. Vreau să întreb. Dacă se ia din părâu o apă, să rigi... Și nu te vede nimic. Și ia de acolo o apă și apa aia are anumite chestii și... Moare plantele toate, mor plantele. Din cauza că are detrimare ceva care nu-i... După aia o să ceară despăgubirii cine i-a mudat
și o să facă. După aia, dacă unii sorbă la de la pompă și absorbe... Domnul consilier, dar nu mai facem noi niciodată. Dar în altă ordine de idei, am văzut în alte țări că să nu se mai dă voie să, să absoarbă apă din, din lacuri, din astea, din cauza că... Sorry, știi, te rog, în viitor. Încearcă să o apreți aici. Discuți fauna din apele care pește și poate. Dar chiar te rog, cumpere, să te fii mai sănătos. Da, are dreptate. Noi vreau să vă strui și o sede, că trebuie să trecem să-mi pasă. Corect. Și discutăm multe și pentru proiectul care se citește. Pentru un amendament primat, spuneți la vot amendamentul, domnul secretar se va pronunța care este vot fiind vorba de un act administrativ nominal. Care știm foarte bine că trebuie să fie altfel decât de obișnuit. Dacă este așa. Eu cred că nu are nimeni în timpul plătit, după votul să fie unul deschis și liber. Eu spun doar ce spun de aici. Haideți să supunem la vot acest amendament vis-a-vis de includerea, deci amendamentul domnului consilier Molaru Dan Constantin, care dorește să dea un anumit grad de generalizare, astfel încât toți fermierii din Comuna Orbeni să aibă acces la aceste resurse. Repet, procedura este una individuală. Am avut la cunoștință faptul că și la nivel de Sirian, domnul, este primul caz. Noi suntem direct obișnuiți cu acatarul din Siret. Nicio problemă. Rămâne ca temă pentru Comuna Orbeni și pentru toți fermierii, colateralul unor situații similare de genul ăsta, să își constituie, așa cum și domnul Damian aici din față a spus, acea asociație a udătorilor, care ferește are altă forță, dincolo de eforturile care se fac în paralel vis-a-vis de a aduce în toate comunile care au ieșire la Siret, de a aduce apă. Pentru că trebuie să știți că există și un astfel de proiect, e adevărat. În diverse stadii. Vedeți exemplul Sascut, vedeți alte exemple din jur. Da. Nu, avem o discuție și cu noi cu cei de la ANIF și urma să ne vedem într-un anumit format cu cei care sunt interesați și lucrează în agricultură, să putem să ne constituim în acea, noi am avut discuții cu fiecare, dar au rămas doar la nivel de discuție, în acea asociație a udătorilor și să parcurgem etapele care sunt de parcurs, nu numai cu vorba. Trebuie intervenit acolo și cu niște cheltuieli din partea aceia asociați, din membrilor care devin asociați, referitor la aspectul ăsta, ca să nu pățim același lucru ca și cu cooperativa. Știți, am închegat acea cooperativă, am făcut ce am făcut, dacă nu e vorba de făcut anumite lucruri, fiecare tot individual lucrează. Tot individual lucrează. Eu zic așa, e o experiență nouă și pentru noi, din câte zile și pentru ceilalți la Seghian. Ca să nu complicăm treaba, să trecem în formatul în care l-am, așa, l-am prezentat, urmând ca în ideea în care se poate permite o mai largă descriere, că toată lumea poate să participe în ce fel și cum, să o discutăm într-o următoare ședință și atunci îi dăm caracter general la fiecare. Dar acum eu zic că e bine așa, pentru că așa s-o discutat la nivelul ăsta. Părerea mea, ca să nu complicăm treaba, să nu revenim, să modificăm iar hotărârea la hotărâre, știți? Și atunci revenim la hotărâre asta și dăm caracter general la următoare. Păi noi trecem primul pas, prima exact, pentru că cum a spus și domnul secretar și cu cei de la Seghian. Și pentru ei ceva nou, raportat la ceea ce se întâmplă cu luatul apii din bălți private, e o baltă privată la urmă, da? Și nu din Albea Sirietului. Și atunci fiecare au zis, bă, faceți așa, o depresie, îi dăm autorizație, numai copiul și nu e nicio problemă. Domnul primar, asta era o relatare asupra amendamentului meu sau? Am cuprins și din părere, și am zis ca rugăminte. Nu neapărat să fim împotrivi, să nu fiu înțeles greșit. Păi nu, eu doar ca să completez. Deci era vorba doar de un articol în completarea proiectului de hotărâri. Nu schimbarea de unui articol din proiect de hotărâri referitor la Damian Ana. Deci din completare. Și nu avea cum să încurce nici pe Damian Ana, nici pe Consiliul Local, din contră, ne-a ajutat pe noi să nu mai trecem prin aceleași discuții la fiecare cer, la fiecare fermier. Dar vă rog, supuneți la vot amendamentul meu asupra articolului, în care domnul consilier vor decide dacă se va adăuga un articol sau nu, după care se va vota în sensul arătat. Deci am avut, nu? No. Nu. Mai este avem. Dacă adaptă amendamentul, te rog, trebuie să schimbi tot articolul. Că nu mai poți. Adăugarea unui articol. Păi cum să-l adaugi la ceva care schimbă toată forma? Nu. Un articol îi dă accesul domnului Damian, că a făcut deja cerere,
un alt articol de acordul Consiliului Local către toți fermierii care vor depune cereri, iar în baza hotărârii, domnul primar va emite dispoziții. Dar conform logicii simple, nu pot să plec de la singular către particular. Nu pot să plec de la singular către general. Întâi stabilesc cadrul general. Că e numărul 1 articol sau că e numărul 5, asta va hotărâi domnul. Trebuie schimbat în ordinea și titlul acordului. Faceți cum doriți, dar asta înseamnă că la fiecare cerere să completăm din nou aceeași discuție. Și să-mi vreo 20 de fermieri. Să fiți. Închidem subiectul ăsta, că știu toată ziua, aici că mergem astăzi pe hotărârea de principiu. În următoarea ședință hotărâm dacă o generalizăm. Deci, ca părere personală, eu ăsta sunt, nu sfermier, nu sunt altceva. Să dea Dumnezeu să facă toți oamenii din comună, să dea Dumnezeu să crească numărul de fermieri. Și să dea Dumnezeu dincolo de toate astea, că la urma urmei, știți cum e, dincolo de irigat, cea mai ieftină apă e aia care ți-o dă Dumnezeu. Să le dea ploaie, știți? Da. Deci, cum s-au făcut aceste materiale, cum s-au portat aceste discuții, pornind fix de la zero. Deci când sun la SEGHEA, o instituție care reglementează fenomenul apă și aia spune, domne, dar stai alea, stai să mă scar, pentru că n-am mai întâlnit așa ceva. Și zic, băi, dar cer sprijin. Prin care se aprobă sau nu se aprobă, se demarează procedura către compartiment de specialitate. Cred că te-ai grăbit deja în deviat de la subiect, o urma să primești răspuns. Nu, eu doar am pus să spun că nici de 30 și ceva de zile, eu ca și consilier local n-am avut accesul la un proiect de hotărâre. Apoi e un fermier care are un proiect de pământ și vrea un proiect de hotărâre. Hai să mă ducem cu candere. Statuia ca să consemneze rezultatul votului corect. Că vreau să știu ce să aduc la cunoștință. Deci. Pentru ce? Pentru ce? Pentru includerea acestui amendament conform celor relatate. Așa. Deci, cine este pentru? Repet. Votul se vede și pentru ridicarea mâinii. Ca să văd. Da, cine este domnul președinte. Cine este pentru acest lucru? Contra? Abținere? În condiția în care fi perfectabilă ideea. Am spus-o și eu, cu organica tot rezultat. Da. Rezultatul vot. Bun. Am un vot pentru. Am, cred, două abțineri. Sorin, tu ai făcut ceva acum? Abțineri. Eu cum nu fac, nu abțineri. Trei abțineri. Și 8 voturi pentru, da? Suntem 12. Pentru sau împotrivă? Împotrivă, scuze. Da. Nu v-ați pronunțat asupra procedurii de vot, asupra proiectului de vot. Fiind vorba de un act administrativ, nu am. Votul deschis, transparent, nu avem nici ce să facem altfel. Adică tot e în viață de transparență. Dăm citire la primul... Nu. Să punem la vot proiectul în sine. Ce am votat acum e amendamentul. Cine este pentru? Contra. Abțineri. Votul este un drept, nu obligație. Corect. Nu mă trebuie la nimeni. Deci poate te abții. Nu. Votul este un drept. Nu obligație. Dar ai trei variante. Nu. Pentru, nu. Împotrivă sau ce mare ori așa. Nu participă. Da. Bun, nu participă la lucru. Dar ai descoperit unii de la Alpeș. Succesul domnul Damian, domnul fermierilor din Comuna Orbeni. Să facă toți la fel. Domnul succes. O luăm la primul punct.
aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 17.02.2023. Dacă sunt întrebări asupra acestui proiect. Pe comisia juridică, ieri, invitat fiind domnul secretar, am avut o discuție legată de anumite chestiuni care nu au fost menționate. Vreau să știu dacă s-au corectat sau s-au adeverit sau v-ați verificat. Ați făcut verificări. Le-am azi la conștiință ieri. Ieri în ședința pe comisie. Am luat la conștiință. Dar să nu mai dăm citire la întreg. Exact cum am stabilit, da. Acum văd că ceea ce am stabilit e altfel. Ceea ce am stabilit și sunt aici toți consilierii ieri și confirm că a participat la ședința Comisiei Juridice, bun, ce s-a constatat? În urma citirii de către domnul consilier Moraru, domnul Constantin, la procesul verbal, ar exista două, trei puncte, zone, în care nu s-au consemnat anumite opinii, anumite lor de cuvânt, din cadrul ședinței anterioare. Contra cel adevărat. Și am convenit împreună ieri, și cred că sunt consilier aici de față și pot confirma, ca în cursul zilei de ieri să-mi spună punctual zonele care nu au fost acoperite de mine, astfel încât eu să vin să fac relatările punctuale și exacte. Tocmai de ce v-am acordat timp să rămâneți doar la punctul care l-am adus la conștiință în comisie și vă rog să procedați dacă v-ați verificat, ați constatat, e adevărat, nu e adevărat și mergem mai departe. A rămas un singur aspect, ăla de ei. Da, era aspectul de ieri. Da. Care tu ai spus, domnule, îți aduc la cunoștință conținutul exact. Nu, unde nu, se domnul secretar. Domnul secretar. Gata. Ai spus că sunt două, trei, da? V-am spus că sunt două, trei, în afară de cel pe care vi l-am prezentat în cursul ședinței, de comisii. Și anume expresia domnului primar, prin care susține altfel decât realitatea. Dacă vreți să dăm înregistrare, o dăm și acum, ca să nu... Eu vi l-am spus de ieri și dacă... Era legat de acea autorizație, dacă este sau nu eliberat. Nu! Era vorba de aprobarea plata PTH-ului din data de 25.03.2023, în care... Deci aspecte neconsemnate la punctul respectiv au în vedere și le redau acum în ședință, într-o redare aproximativă. Sper să nu greșesc. Dacă greșesc, rog să fiu corectat. În data de ieri. Deci s-a făcut afirmația că... PTH-ul ar fi fost alicitat în data de 21 ianuarie, firește, 25 ianuarie 2023, în condițiile în care proiectul de buget implicit hotărârea adoptată a fost în ședința din 31 ianuarie. Aspecte confirmate în urma discuției la vremea respectivă, pentru cei doi care au fost în dialog, domnul consilier Moraru, domnul Constantin și domnul primar. Deci achiziția PTH-ului, mai clar spus, s-a inițiat, s-a făcut în 25 ianuarie 2023, în timp ce bugetul Comunei Orbeni s-a aprobat în 31 ianuarie 2023. Iar afirmația consemnată în procesul verbal se regăsește că după adoptarea procesului proiectului de hotărâre privind... Corect. Da. Așa cum rezultă și din datele care v-am întrebat acum dacă ați verificat, este adevărat ceea ce eu v-am spus și dacă consemnați altfel decât cum este trecut în procesul verbal. Adică, în voi consemna, firește, ceea ce am spus, îmi însușesc obiecțiunea pe care mi-a adus-o la conștiință ieri, da, se confirmă, așa este, și va fi regăsită, firește, în procesul verbal care păi va fi spus citire. Publicității. Mențiunea corectă, cea adevărată. Păi, ți-am făcut-o publică acum și ea se va regăsi în procesul verbal, adică e un aspect în următorul proces verbal. Nu, ăsta care o să-l afișez. Ăsta de azi, nu? Procesul verbal de astăzi conține anumite discuții. Am făcut referire, am înțeles, la anterior. Da. Deci, procesul verbal care se va afișa va conține și aceste aspecte. Ce am înțeles. Deci dacă eu spun că voi insera în conținutul procesului verbal și conținutul procesului verbal care va fi supus aprobării, va conține implicit acest fragment de discuții cu privire la PTH, data 25 ianuarie, respectiv data de 31, aprobarea bugetului local. Deci, public spun că va conține și acest element și, firește, el va fi definitivat doar în felul ăsta și nu altfel. Deci, întrebarea mea era un proces verbal pe care l-a propus menționat. Când a fost achiziționat de domnul primar, răspunsul domnului primar spune după aprobarea bugetului. Corect. După aprobarea bugetului. Corect. Lucrul neadevărat.
Conform înregistrării, lucrul nu e adevărat. Contractul a fost semnat după ce s-a aprobat bugetul. Una e să faci achiziția care au avut și pașii făcuți și contractul. Ați demarat procedura pe data de 20 ani și ați acceptat. Asta e discuție. Da. Era vorba de discuția care a fost, atât să fie consemnat așa cum... Demararea procedurii. Una, încheierea contractului alta. Nu judecăm procedura, judecăm inserarea în procesul verbal al discuției reale. Despre asta e deci, vorba. Deci, vă confirm că în procesul verbal va fi inserat acest fragment în tocmai așa cum el a fost surprins în ședință, în înregistrare și în absolut. Deci vă confirm și vă asigur că așa va fi. Dacă mai sunt întrebări asupra punctului, dacă nu mai sunt, atunci atunci la cine este pentru? Contra? Abținere. Abținere? Bără. Dăm citire punctului 2, nu? Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional, numărul 3, la contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, operare, instalații, numărul 1078. Da. Când o serie de adrese comunicate în cursul lunii martie de către Adis Bacău, mi se aduce la cunoștință ceea ce și dânsii firești au ajuns să afle, să știe, să cunoască vis-a-vis de solicitarea, de intenția operatorului grupului de gunoi, celula 2, care practic colectează toate deșeurile din partea tuturor boateurilor care sunt membri ADIS. Am aici în față adresa 1210 din 23 martie 2023, venită din partea ADIS Bacău, care aduce la cunoștință tuturor boateurilor, membri ADIS, și anume faptul că, derivat din calitate de delegatar al boateului, reprezentat prin primar, ca parte din contractul de delegare 1087 din 16.04.2018, încheiat de ADIS Bacău cu ECOSUD SA, ADIS Bacău va comunica solicitarea 570 din 7.2.2023 a operatorului SECE ECOSUD SA, prin care se propun a fi aprobate noi tarife pentru activitățile care fac obiectul contractului de delegare, în acest sens, trimițându-le ferește și convocatorul pentru ședința APA din 19.4.2023 și cu toate anexele care au însuțit acest material, implicit acele fișe de calcul comunicate de către operator ECOSUD. De asemenea, ni s-a dus la cunoștință faptul că aparatul tehnic al ADIS Bacău stă la dispoziție pentru orice explicații care ar putea fi utile în procesul decizional în această speță, conform documentelor operatorului de salubrizare, care ne-au fost deja puse la dispoziție, cu privire la modificarea tarifelor de operare, fiind generată prin datele de creșterea cuantumului salariului minim de economie, creșterea prețului la combustibil, energia, valorii asigurărilor, a prețurilor materialelor prime și materiilor prime, în ceea ce privește tariful de sortare propus spre aprobare, în cuantum de 900 de lei, 900,0 lei pe tonă, conform prevederilor articolului 23 aliniatul 1 litera C, din ordinul 640/2022 a președintelui ANRSC, veniturile din valorificarea deșeurilor reciclabile rezultate numai sortării nu pot fi incluse în tarif, urmând ca acestea să fie deduse din factorul emisii de SECE ECOSUD SA pentru servicii prestate. Practic, ei solicită o actualizare de tarifuri, de ceea ce dânsii derulează în rampa de depozitare. O să dau citire și tarifelor propuse, acestea fiind menționate și în proiectul de hotărâre, care la articolul 1 ne comunică că se aprobă modificarea și aplicarea de către SECE ECOSUD SA următoarelor tarife de la data semnării actului adițional 3 la contractul 1087/1088 din 16.04.2018, conform anexei 1, care conține toate fișele de fundamentare care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, tarifele fiind 1. Preluarea deșeurilor în vederea depozitării, 97,1 lei pe tonă. 2. Preluarea deșeurilor din construcții și demolări, 216,606 lei pe tonă. 3. Preluarea deșeurilor în vederea transferului, 117,05 lei pe tonă.
preluarea deșeurilor în vederea sortării, 900,02 lei pe tonă, preluarea deșeurilor biodegradabile în vederea compostării, 235,95 lei pe tonă, 6. Preluarea deșeurilor voluminoase și a deșeurilor menajere vehiculoase, 334,37 lei pe tonă. Articolul 2. Se aprobă actul adițional numărul 3 la contractul 1087/1088 din 16.04.2018, conform anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, se mandatează președintele asociației, în persoana domnului Valentin Ivancea, să semneze numele și cifre pe seama asociației actul adițional 3 cu anexele aferente, conform anexei 2 la prezenta hotărâre. Articolul 3. Se împuternicește, firește, persoana pe care aveți desemnat dumneavoastră, având calitate de reprezentant al Comunei Urbeni, adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, să voteze în conformitate cu prevederile articolului 1 al articolului 2 din prezenta hotărâre, în adunarea generală a Asociației Adis Bacău, și 4. Prezenta hotărâre se va comunica persoanei persoanelor nominalizate la articolul 4 Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, instituție prefectului județului Bacău, și va fi făcută publică în condițiile legii. Cam asta este ceea ce am avut de adus la cunoștință. Dacă sunt întrebări, face dacă nu sunt, trece la altul. Cine este pentru? Abținere? Contra? Domnul Vlad. Trece la punctul 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al unității legislative teritoriale Comuna Urgent pentru ședința adunării generale a acționarilor ASECE, Compania Regională de Apă Bacău, ISA, din 20.04.2023-21.04.2023, inițiator primar Popa Costan. Da, vă dau să vă să dau citire raportului special privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al UAT Comuna Orben pentru ședința adunării generale acționarilor SICE Compania Regională de Apă Bacău, ESA din 20.04.2023, respectiv 21.04.2023. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, prin adresa numărul 3738 din 17.03.2023, înregistrată la Unitatea Administrativă Teritorială Comuna Orben, sub numărul 1692 din 17.03.2023, arată necesitatea adoptării de către toate UAT-urile asociate în proiectul de hotărâre privind stabilirea limitelor de reprezentare a reprezentantului legal al UAT Comuna Orben în adunarea generală a acționarilor, ASICE Compania Regională de Apă Bacău, la care Comuna Orben este acționar, și în AGA Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău. Compania Regională de Apă Bacău, ESA, CRAB, este operatorul regional la nivelul a 70 de unități administrative teritoriale din județul Bacău, în conformitate cu prevederile contractului numărul 56 din 29.11.2010, încheiat de către ADI Bacău, în numele și pe seama unităților administrative teritoriale membre, contract având ca obiect de delegare gestiunea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare. Prin HR numărul 27 din 31.05.2014 s-a aprobat delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare către SICE CRAB Bacău S.A. Urmarea adoptării actului administrativ anterior menționat, a fost încheiat contractul de delegare numărul 556 din 29.11.2010 între ADI Bacău și SICE CRAB S.A., având ca obiect de delegare exclusivă a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, precum și de exploatarea sistemelor publice de alimentare cu apă și canalizare necesare pentru realizarea acestora pe întreg teritoriul definit pe area de delegare. Legea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice numărul 51/2006, republicată și cu modificări și competențe ulterioare, dispune, mă rog, mai multe aliniate la care face precizarea că unitățile administrative teritoriale pot mandata în condiții legile asociațiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice prin hotărâri ale autorităților lor deliberative, se exercite pe seama și în numele lor dreptul de a lega gestiunea serviciilor de utilități publice transferate în responsabilitatea asociațiilor, inclusiv dreptul de a pune la dispoziția sistemului de utilități publice aferente serviciilor de utilități publice transferate. În acest scop, hotărârile autorităților administrative publice privind mandatarea și actele juridice de constituire a oricărei asociații trebuie să conțină prevederi detaliate și complete privind condițiile de exercitare de către aceasta a mandatului special încredințat. În articolul 10 aliniatul 5
spune că unitățile administrative teritoriale pot mandata asociațiile de dezvoltare intercomunitară, având ca scop serviciile de utilități publice în condiții stabilite prin actul constitutiv și statutul asociației să exercite în numele și pe seama lor atribuțiile dreptului și obligațiilor prevăzute în articolul 8, aliniatul 3, articolul 9 și articolul 22, aliniatul 3 și 4, cu excepția celor prevăzute la articolul 8, aliniatul 3, litera B, D, F și H, și articolul 9, litera I, litera D, aliniatul 1, litera D. Exercitarea atribuțiilor dreptului și obligațiilor prevăzute la articolul 8, aliniatul 3, litera A, D1, D2, I, K, articolul 9, aliniatul 2, litera G, articolul 27, articolul 29, aliniatul 2 și articolul 30, aliniatul 5, este condiționată de primirea în prealabil a unui mandat special din partea autorităților deliberative ale unităților administrative teritoriale membre ale asociației. La articolul 27, aliniatul 3, spune că, prin excepție de la prevederea aliniatul 2, pentru operatorii cărora li s-a delegat gestiunea serviciului de utilități publice, în baza unui contract de delegare a gestiunii încheiat cu asociații de dezvoltare intercomunitară, atribuțiile de autoritate tutelară se exercită de către asociații de dezvoltare intercomunitară în numele și pe seama unităților administrative teritoriale. Ordonanța de urgență a Guvernului numărul 109 pe 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completări ulterioare prevede următoarele. La articolul 3, alineatul 2, litera că autoritatea publică tutelară are următoarele competențe. Articolul 2, în la societățile prevăzute la articolul 2, punctul 2, litera B, să numească reprezentanții statului sau, după caz, ai unităților administrativ-teritoriale în adunarea generală a acționarilor sau asociațiilor și să aprobe mandatul acestora. Actul constitutiv al SECE Compania Regională de Apă Bacău, ESA, dispune imperativ următoare. La articolul 8, alineatul 3, drepturile și obligațiile aferente calității de acționar, persoane juridice, sunt exercitate și respectiv îndeplinite de către mandatarea acestora în conformitate cu hotărârile Consiliului Local Municipal Orășenesc Comunal după caz, respectiv Consiliul Județean după caz. La articolul 10, alineatul 2, spune că acționarii sunt reprezentați în AGA prin mandatari cu procură specială emisă potrivit normelor proprii ale acționarilor. În vederea protejării drepturilor unităților administrative teritoriale, care cu bună credință își asumă obligații și prefigurează executarea unor drepturi în urma încheierii actului juridic, este necesară să stipula posibilitatea exercitării de către mandatar a atribuțiilor în baza unui mandat special, astfel cum decurge în actul constitutiv al SECE Cravesa, atestat de către consilier juridic Luca Monica Elena, sub numărul 73 din 15.5.2020. Actul de reprezentare, mandate, obligă reprezentantul legal, adică mandatarul, să respecte limitele stabilite de actul adoptat în acest sens, neputând schimba elemente ale actelor sau faptelor juridice pentru care au fost mandatate. Actul special de reprezentare este de strictă aplicare, reprezentantul legal fiind obligat să acționeze numai în limitele acestuia. În conformitate cu actele constitutive ale ATIF și respectiv SECE Cravesa și în aplicarea dispozițiilor legale speciale în materie să identifica necesitatea adoptării unui act administrativ de autoritate care să delimiteze atribuțiile reprezentantului legal al unității administrative teritoriale în cele două entități juridice și să stabilească cu exactitate limite între care poate fi exercitată atribuția respectivă. Fiind astfel determinate expres actele sau faptele juridice pentru care este în putere ce reprezentantul legal mandatar. Având în vedere cele menționate, considerăm necesară și oportună inițiativa având ca obiect stabilirea limitelor de reprezentare a reprezentantului legal la unități administrative teritoriale Comuna Orbeni, în adunarea generală a acționarilor la SECE Compania Regională de Apă Bacău, la care Comuna Orbeni este acționar, motiv pentru care propune spre aprobare proiectul de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al UAT Comuna Orbeni pentru ședința adunării generale a acționarilor la SECE Compania Regională de Apă Bacău, SA din 24-a, respectiv 24-2023. O să dau citire și proiectul de hotărâre privind stabilirea mandatului special. Preambulul. Așa, Consiliul Local al Comunei Orbeni, întrunit în ședința ordinară din data de 31.3.2023, având în vedere prevederile articolului 2009 și următoarele din Codul Civil, articolul 8 al viatul din Legea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice, numărul 51/2006, republicate cu modificări și completare ulterioare,
legii Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare numărul 241/2006, republicată cu modificări și cu completări ulterioare, ale hotărârii Consiliului Local Orben privind aprobarea studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii Serviciului de Alimentare cu Apă și Canalizare în Comunul Orben și al contractului de delegare directă al gestiunii Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare, ale contractului de finanțare numărul 423 din 3-12-2020, precum și ale contractului de împrumut încheiate cu BEA. Ale HCL Comuna Orben privind stabilirea limitelor de reprezentare reprezentării legale al unității administrative teritoriale Comuna Orben în adunarea generală a acționarilor, ASC Compania Regională de Bacău, la care Comuna Orben este acționar, respectiv NAGA. În baza prevederilor articolului 8 alineatul 3, articolul 10 alineatul 2 și articolul 11 alineatul 2 litera F din actul constitutiv al ASC Compania Regională de Apă Bacău, văzând adresa Companiei Regionale de Apă Bacău numărul 3738/17/3/2023, înregistrată la Unitatea Administrativă Teritorială Comună Orben cu numărul 1692 din 17/3/2023, privind convocarea adunării generale ordinare acționară ASC Craiova, în data de 24/2023, respectiv 21/4/2023 și comunicarea ordinii de zi a ședinței, ținând seama de referatul de aprobare și de referatul de compartimentului de resort, în temeiul articolului 129 alineatul 2 litera și D, alineatul 3 litera D și alineatul 7 litera R, articolul 139 alineatul 3 litera D și G, articolul 132, articolul 154, alineatul 1, teza 1, precum și articolul 196 alineatul 1 litera A din codul administrativ cu modificări și completare ulterioare, hotărăște articolul 1. Consiliul Local al Comunei Orben, în calitate de autoritate administrativă autonomă, deliberativă, acționarului în SC Craiova, acordă mandat special reprezentantului său legal în adunarea generală acționară SC Craiova să voteze pentru în adunarea generală ordinară acționarul SC Craiova din data de 24 la hotărârea prevăzută la punctul 1 și 2 ale ordinii de zi comunicate prin adresa SC Craiova 3738/17/3/2023. Articolul 2. În cazul în care nu vor fi întocmite condiții de cor pentru ședința adunării generale acționară din data de 24/2023, validitatea mandatului prevăzută articolul 1 din prezenta se extinde pentru ședința din 21/4/2023, menținându-se votul favorabil. Articolul 3. Prezenta hotărârii va fi comunicată reprezentantului legal al Consiliului Local Comunei Orben la adunarea generală acționară SC Craiova, compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Orben, Companiei Regionale de Apă Bacău S.A., prefectul județului Bacău, și va fi făcută publică în poziția medie. Întrebarea publicului asupra timpului. Dar nu se pune la vot. Nu este greu. Contra, împotrivă? Domnul. Unul dintre articole, atenție. Are în vedere desemnarea unei persoane. Unul dintre articole are în vedere desemnarea unei persoane. Știți, o procedură pe care mă mai facă. Haideți să mă sărim, da? Desemnăm o persoană care se delege să reprezinte OAT Orbeni în adunarea generală în datele precizate. 20-21 aprilie. Da? Dacă e cazul 21. Să dea Dumnezeu să nu fie cazul. Da. Eu propun pe domnul primar. Clar. Clasic, conform legii, dânsul ne reprezintă. Alte propuneri? Deci, am. Cine este pe? Deci, atenție, supunem la vot. Domnul primar, în cadrul adunării generale. Nu. Pentru? Contra? Nu votez. Trecem la punctul 4. Privind aprobarea programului de măsuri ce vizează îmbunătățirea activităților de gospodărie și înfrumusețarea comunei Orben. Am supus la vot propunerea privind delegarea persoanei. Atenție! O fi vineri, suntem poate obosiți, nu știu, sunt lucruri care nu pot scăpa. Supunem la vot proiectul de hotărâri, după ce am luat la cunoștință de persoane, da? Acum încheiem acest proiect în vot. Rugămintea este să procedați la votarea proiectului în ansamblu său. Cine
cine este? Trece la votul proiectului. Cine este pentru? Abține? Care din el? Iar votul. Ceea ce proiect. S-a votat, acum s-a votat... O delegată doream un pic mai repede. Pe prima dată s-a propus persoana și s-a supus la vot. A doua oară se votează, se supune la vot proiectul de hotărâre pentru votarea în formatul ăla. În formatul prezentat. Contra. Două lucruri diferite. Dar care fac parte din proiect. Care fac parte din... Da. Da. Deci faci trebuie. Hai, dați-vă pe câteva. Abține, contra. Nu votez. Dăm citire la punctul 4. Privind aprobarea programului de măsuri ce vizează îmbunătățirea activităților de gospodărire și înfrumusețarea Comunii Orbeni, a obligațiilor și responsabilităților care revin în instituțiilor publice, agenților economici, cetățenilor pentru buna gospodărie a Comunii Orbeni și respectarea condițiilor de mediu, precum și stabilirea sancțiunilor. Inițiator, primar Coca Costache. Bun, am aici proiectul de hotărâre. El este destul de amplu. Nu cred personal să fie diferențe față de poate cel de anul anterior. Știu că sunt diferențe față de cei din anul din urmă, poate. De la un an la altul au cunoscut o serie de modificări, dat fiind și evenimentele care s-au modelat în comunion de cursul anului ăsta, vis-a-vis de deșeuri, gunoaie, incendii și alte aspecte. Voi da citire referatului de aprobare, întocmit aferent acestui proiect. Referat de aprobare privind programul de măsuri ce vizează îmbunătățirea activității de gospodărie și înfrumusețarea Comunii Orbeni, a obligațiilor și responsabilităților ce revin instituțiilor publice, agențiilor economici, cetățenilor pentru buna gospodărie a Comunii Orbeni și respectarea condițiilor de mediu, precum și stabilirea sancțiunilor. Prezentul proiect de hotărâre, cu titlul menționat anterior, are în vedere gospodărirea Comunii Orbeni, a obligațiilor, responsabilităților care revin firește instituțiilor, agenților economici, cetățenilor, are în vedere respectarea condițiilor de mediu, precum și stabilirea eventualelor sancțiuni, este inițiat de primarul Comunei Orbeni în conformitate cu prevederile articolului 136 de anul din ordonanța de urgență a Guvernului 57/2019 privind codul administrativ. De asemenea, pentru asigurarea obiectivelor esențiale pentru comunitate, constând în reabilitarea infrastructurii de bază, furnizarea de servicii publice continue și de calitate către populație, asigurarea igienei și a confortului rural, respectând standardele europene privind conservarea și protecția mediului înconjurător, precum și pentru o viață mai bună și continuă înfrumusețarea a Comunii Orbeni, județul Bacău, se impune realizarea unui plan de măsuri care să conțină obiectivele necesare a fi realizate pe parcursul anului. În anexa proiectului de hotărâre au fost cuprinse și obligațiile, respective răspunderile autorităților locale cu privire la lucrările de întreținere și repararea drumurilor și căilor de acces, îmbunătățirea aspectului utilitar gospodăresc al clădirilor, anexelor, curților și clădirilor de acces, căilor de acces, amenajarea cursurilor de apă, întreținerea corespunzătoare a spațiilor verzi, proiectarea și depozitarea deșeurilor, nu în ultimul rând, protecția sănătății publice. De asemenea, sunt cuprinse în acest program și obligațiile instituțiilor publice, operatorilor economici și cetățenilor, obligații ce derivă din ordonanța Guvernului numărul 21/2002, cu sancțiunile aferente, ce se aplică în caz de neducere la îndeplinire a întreținerii în stare corespunzătoare a imobililor și clădirilor în care își desfășoară activitatea, a depozitării corespunzătoare a materialelor, a menținerii curățeniilor marmurilor de apă, drumurilor sătești și spațiilor verzi și, firește, altor măsuri. Prin urmare, consider oportună și necesară adoptarea unui proiect de hotărâre cu privire la aprobarea programului de măsuri ce vizează îmbunătățirea activității de gospodărie și înfrumusețarea materialului, a obligațiilor și responsabilităților ce revin instituțiilor publice, agenților economici, cetățenilor pentru buna gospodărie a Comunei Orbeni și respectarea condițiilor de mediu, precum și stabilirea sancțiunilor. Repet, am dat citire referatului de aprobare, proiectul de hotărâre. Eu zic că l-ați avut în studiu, l-ați avut la dispoziție. Dacă considerați că este cazul să dau citire și acestuia, iar prevede, v-am zis, sunt prevede aspecte în care... Îl găsești de site-ul primării, o să probăm la urmă. Sunt întrebări, dar... O singura idee, un pic de fermitate în aplicarea
atenționării, dacă nu măsurile legale, privire asupra celor care arunc gunoaie îndeapucă și până apucă. Imaginați-vă că faceți o poziție. Educația cetățeanului, văd că la noi durează sute de ani, întoarcem nepucat de piatră, pâine fără stăpână, au suflete, dar să aruncați în stradă de cei care iubesc animalele. Și climatul general și aspectul fizic al comunei, datorită acestor comportamente, lasă dure și nu prea ne creează o imagine plăcută. Deci simt așa că românul nostru, până nu îl gâtim un pic și la buzunar, nu se simte bine. Vă veți trage concluzii. Că nu dăm înainte deloc. Până nu-i ustrăm un pic pe buzunare, păcat, păcat. Îmi doresc să n-arăgem într-o astfel de situație. Dar nimeni nu-și dorește, nimeni nu-și dorește. Facem diverse eforturi și se vede, legat și de bunari, și de ceea ce înseamnă câini, abandonați sau lăsați intenționat pe stradă, drept pentru care am și avut o acțiune de acțiune și cu medicul veterinar, și cu șeful de post, cu domnul viceprimar și cine mai fost împreună cu noi acolo, am mers aproape pe la toată lumea, i-am informat despre, despre prevedere legală, atribuțiile, obligațiile și ceea ce se întâmplă în, care, în cazul în care nu se respectă unele dintre ele, ne-am dus și cu text de lege și fiecare a primit lucrul ăsta, o semnat pe ăla la cunoștință. Am revenit în teren, lucrurile sunt cam la fel. Mai de bună zi s-a aflut că aseară, ieri, la altă, nu știu ce s-a întâmplat pe la scurtă, cu doi câini, poliția animalelor și nu știu ce probleme au fost pe acolo, mai delicate, un subiect mai delicat, s-au ajuns la lucruri mai dificile, mai greu de spus în cuvinte aici și lucruri care nu mi l-am dorit să întâmple. Dar încercăm, pe cât posibil, ca ceea ce facem noi ca și prevenție, ca și deplasări, chiar intervenții, nu numai prevenții, să vede că s-au colectat saci întregi de... Asta nu e efectul dorit, să colectăm noi ce aruncați. Să rugăm și biserica să implice un pic și școala, să ne-am preducăm, că așa suntem noi, nu vom da noi. Imaginați-vă că se fac fel și fel de intervenții, și la biserică, și la școală, mai ales la școală. În orele de dirigenție sau în altfel de programe ce avem acolo, se poate să supună în atenția copiilor ceea ce se întâmplă acolo. Dar, din păcate, se întâmplă ce se întâmplă. Dar noi sperăm, cu toate eforturile care le facem, să rămână comuna curată și într-o bună zi. Și dacă mai este cineva de lucru. Dacă nu dăm mai sunt și eu. Aveți cum? Da, din câte cunosc, în fiecare an trebuie să aprobăm câte un regulament care, asupra care am avut o discuție și cu comisii ieri, privind articolul 7 din legea 52/2003 și vreau să întreb domnul secretar dacă s-a completat procedura. Dacă există, pentru că la material eu nu am primit procedura privind transparența decizională a domnului primar, inițiatorul proiectului. Asta este un aspect. Al doilea ar fi, dacă tot aprobăm în fiecare an aceleași măsuri, în regulă, dar în susținerea celor arătate de domnul consilier Popa Neculai, vreau să-l interpelez pe domnul inițiator al proiectului dacă pentru anul 2022 ați aplicat sancțiuni privind depozitarea deșeurilor sau oricare din ele, ceea ce cuprinde regulamentul, măsurile, programul de măsuri, și care au fost cuantumul lor. Asta aprobăm în fiecare an, la articolul 5, constatarea contravenției și aplicarea sancțiilor prevăzute în prezenta hotărâre se va face de către personalul desemnat în aparatul de specialitate al primarului Comunei Orbeni. 6. Ar fi sancțiunile cuprinse în prezenta hotărâre. Se aplică conform prevederilor ordonanței Guvernului României numărul 2 din 2001. Deci aveți o hotărâre, aveți o putere exercitată de către Consiliul Local prin care să aplicați sancțiuni. Ați aplicat pentru 2022 sancțiuni. Deci am fost sesizați, nenumărate, să zicem, rânduri, de cei care aruncă gunoaie în diverse locuri firește care nu sunt amenajate. Au fost identificați, în mare parte, pe camerele de la vedere care sunt amplasate în anumite locuri. Sancțiuni nu au fost aplicate, decât verbal, ca așa vreau dispens, și obligat să meargă acolo unde au fost, să ridice și să-l duc în acolo unde trebuie. Au fost situații când am găsit oameni care, efectiv, duceau gunoiul în alte locuri decât cele stabilite. Deci, sancțiuni nu s-au aplicat. Au fost
verbal la avertizmente și obligat să meargă să-și facă curat acolo unde au fost. Cu gândul că a doua oară, în cazul în care se întâmplă, firește, se va beneficia de această sancțiune. Anul viitor am aceeași întrebare. Mulțumesc pentru primul aspect, aș dori lămuriri. Dacă mai este întrebări? Un pic, dacă onoră. Legat de primul aspect, semnalii numărul, da? Articolul 17.13 din legea 52.2003 privind transparența. Materialele puse la dispoziția anterior, la data la care am convenit, sunt identice și tocmai cu materialele care le-am astăzi în ședință în față, nu sunt adăugiri, nu sunt completări, nu sunt alte elemente noi. Și așa cum am discutat și ieri, starea de la nivelul comunii, cu aspecte semnalate, diverse persoane, semnalate poate chiar și de anumite instituții, sau chiar luate la cunoștință, nu cred că ne pot conduce vreo secundă în ideea de a amâna sau de a tergiversa o anumită procedură. Legea ne dă posibilitatea să o adoptăm într-o procedură de urgență. De urgență, da. Dar nu mai mică de 10 zile. Eu v-am întrebat doar dacă există procedura de transparență decizională privind aducerea la cunoștință publică a prezentelor măsuri. Este îndeplinită sau nu este? Nu. Repet, în plus față de documentele puse la dispoziție, nu există nimic. Atunci este, conform 136.8, nu sunt îndeplinite condiții pentru a fi adoptat acest proiect și să pus adoptări. Asta este o opinie, dacă firește. Da. Este o opinie, da. Eu tot când vorbesc, nu vorbesc complicați. Este o opinie. Dacă mai sunt intervenții? Mai sunt întrebări? Nu. Trece la vot, nu? Cine este pentru? Abține, vot? Eu. Abține. Trece la punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni, lucrări de interes local pentru anul 2023, în vederea repartizării orelor de muncă prestate lunar de către persoanele acte de muncă în familie beneficiară, radială pro-social, pentru persoanele condamnate pentru penal și obligate să prescheze o muncă neremunerată în folosul comunității, dar și pentru persoanele sancționate să prescheze o muncă în folosul comunității, pentru anumite fapte ce constituie contravenție. Inițiator, cu Marcus Popescu. Da, da, o să dau o citire referatului de aprobare și proiectul de hotărâre. Privind aprobarea planului de acțiuni, lucrări de interes local pentru anul 2023, în vederea repartizării orelor de muncă prestate lunar de către persoanele acte de muncă din familie beneficiare de ajutor social pentru persoane condamnate penal și obligate să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității, dar și pentru persoane sancționate să presteze o muncă în folosul comunității pentru anumite fapte ce constituie contravenție. Având în vedere prevederea articolului 6, alineatul 2, 4 și alineatul 7, 10 din legea 416/2001 privind venitul minim garantat, prevederea articolului 28, alineatul 2, alineatul litera A și alineatul 3 din HG, numărul 50/2011 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii numărul 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare, prevederile articolului 13, articolul 15, alineatul 4, articolul 16, articolul 17 și articolul 19 din OG, numărul 55/2002, privind regimul juridic al sancțiunilor prestării în activități în folosul comunității, cu modificările și completări ulterioare, prevederile articolul 61, articolul 104, 106, articolul 115, alineatul 1, articolul 116, alineatul 2, litera C și alineatul 3 din legea numărul 252/2013 privind organizarea și funcționarea sistemului de aprobațiune cu modificările și completările ulterioare, prevederile articolului 18, articolul 52, alineatul 1 și 2, alineatul 7 și 8 din legea 253/2013 privind executarea pedepselor a măsurilor educative și a unor altor măsuri privative de libertate dispuse de organe judiciare în cursul procesului
penală și cu modificările și completările ulterioare, prevederile articolul 85 alineate 2 și 3 din legea 272/2004 republicată privind protecția și promovarea drepturilor copilului cu modificările și completările ulterioare, articolul 7 alineatul 13 din legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, vă comunic spre analiză și dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni lucrări de interes local pentru anul 2023 în vederea repartizării orelor de muncă prestate lunar către persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social pentru persoanele condamnate penal și obligate să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității, dar și pentru persoane sancționate să presteze o muncă în folosul comunității pentru anumite fapte ce constituie contravenții în vederea adoptării unei hotărâri. Bănuiesc că sunteți în cunoștință de cauze vis-a-vis de proiectul de hotărâri și din ceea ce cuprinde. O să dau citire și articolul din proiectul de hotărâri. Nu? Vă rog să ca să nu mai citesc toată. Cunoașteți, da? Ce în spate acolo, ca să nu mai intru în detalii. Se aprobă planul de acțiuni lucrări de interes local pentru anul 2023 în vederea repartizării valorilor de muncă prestate lunar de către persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, pentru persoane condamnate penal și obligate să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității, dar și pentru persoane sancționate să presteze o muncă în folosul comunității pentru anumite fapte ce constituie contravenții. Articolul 2. Se stabilește cu obligațiile ce revin compartimentului asistență socială și viceprimarului Comunii Orpeni pentru implementarea planului anual de acțiuni sau de lucrări de interes local conform anexei numărul 2, parte integrată din prezenta hotărâre. Articolul 3. Planul se aplică și situațiilor în care părintele apte de muncă este obligat să presteze între 20 și 40 de ore lunar pentru fiecare copil pe raza administrativ teritorială care își are domiciliu sau reședința, ca măsură de protecție specială dispusă de instanță, când în cazul plasamentului, plata contribuției la întreținerea copilului nu este posibilă conform prevederilor legii numărul 272/2004, republicată privind protecția și promovarea drepturilor copilului cu modificări și completări ulterioare. Articolul 4. Cu ducerea îndeplinirea prezentei hotărâri se obligă viceprimarul Comunei Orbeni și compartimentul asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Orbeni. Articolul 5. Prezenta hotărârii va fi comunicată instituției prefectului județului Bacău, primarului Comunei, asistența, compartimentul asistență socială și va fi adusă la cunoștință publică prin grijă la Secretarul Comunei Orbeni. Întrebarea subiectului. Domnul Moral. Se poate? Mulțumesc. Am multe întrebări pentru domnul primar privind numărul actualizat al beneficiarilor de ajutor social la zi. Pentru început. Da, nu dețin. Trebuie să fie afișat și la primărie. Cu siguranță. Și dumneavoastră nu știți. Urmează că acum la prima ședință să nu răspundeți și în scris și verbal. Mulțumesc. Al doilea aspect ar fi legat de aceeași procedură privind aducerea la cunoștință publică a planului de acțiuni, dacă s-a respectat procedura privind transparența decizională, deoarece la documentația primită și la discuțiile cu Comisia Juridică de ieri, nu am identificat procedura îndeplinită. Solicit clarificări, mulțumesc. Așa cum am comunicat și la punctul anterior, având în vedere urgența și nevoia, pentru că dincolo de aceste documente sunt frecvente cazuri în care avem disoluționat adresii cu privire la efectuarea de muncă în folosul comunității, aspecte care nu pot fi amânate. Am avut chiar caz cu o persoană de la Scurta care îi se punea în vedere care într-un anumit interval de timp să facă un anumit interval de ore. Și făcând calculul, s-a constatat faptul că persoana trebuia, din ziua în care s-a prezentat la noi, în condiții în care bărbatul, persoana respectivă, nu întârzia o secundă, el trebuia să vină în fiecare zi ca să reușească să-și facă absolut toate orele. Deci sunt elemente care nu pot fi amânate, pur și simplu. Asta este doar un exemplu. Doi la mână. Sunt și avem cazuri în comună, o femeie cu doi copii, care la fel, neputând să-și achite găzduirea copiilor în centrile unde ferește ei sunt cazați, ajunge să facă muncă în folosul comunității. La fel, aspecte care nu pot fi amânate. Persoana la 416, o altă categorie țintă care vizează acest proiect de hotărâri, au tot
toți, sau în funcție de situația fiecăruia, în funcție de numărul de ore rezultate, în urma calculului aplicat, prin situația fiecăruia, cu numărul de membri, cu veniturile pe care le are, de efectuat lunarul număr de ore, care la fel nu pot fi anulate, nu se raportează, nu se cumulează. Deci toate acestea, atunci vă zic acum, sunt elemente care nu oferă posibilitatea amânării tergiversării și atunci s-a impus o soluție rapidă, ca și efectul să fie rapid. Are de făcut ori de muncă folosul comunității cauzat de, știu eu, anumite fapte? Da, să le fac. Copiii sunt văzuiți în centrele alea? Da. Trebuie să le fac. Ai beneficiat 416 care trebuie, firește, să execute, să presteze un anumit număr de și atunci nu putem să amânăm lucrul ăsta, e adevărat. Deci răspunsul este nu. Ca o completare, știm cu toții că... Mai ales că este un proiect de hotărâri caracter anual. Știți prea bine. Legalitatea primează în fața celerității și dacă proiectul de hotărâri este inițiat pe data de 24, conform articolul 7 la alineatul 13 privind transparența decizională și aducerea la conștiință publică, puteați începe procedura pe data de 20. Era vorba doar de 4 zile în care afișați invitația la dezbatere publică să îndeplinească procedura și astăzi se putea vota cu procedura îndeplinită. Mulțumesc. Dacă, ca un ultim aspect, vă rog să vă pronunțați numărul de hotărâri care va fi, dacă va fi adoptat de domnul consilier și dacă dumneavoastră, ca și secretar general, vă pronunțați asupra legalității proiectul de hotărâri. În tot ceea ce am spus, cred că m-am pronunțat asupra legalității. Foarte bine, mulțumesc. Întrebări, dacă mai sunt. Dacă nu trecem la vot, nu este pentru. Abține, contra. Împotriva. Împotriva, domnul. La punctul 6. La acest punct al ordinii de zi avem un proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al bibliotecii comunale Vorbei. Bun, avem proiectul de hotărâre în anexă. A fost depus regulamentul propus spre aprobare, regulament ce are în vedere organizarea și funcționarea biblioticii comunale Vorbei. La fel, s-a constatat faptul că lipsea un astfel de regulament, el este cu atât mai necesar, cu cât din toate informațiile pe care le avem. Probabil vă aduceți aminte că trecut a fost depus un proiect pentru dotarea unui pachet la fier, pentru dotarea bibliotecii a Căminului Cultural Orbeni și a Sălii Muzeu și firește că în condițiile în care sunt semnale că această finanțare se reia, ar fi păcat să ratăm o astfel de oportunitate. Aș vrea să precizarea că proiectul este eligibil, adică este, a fost eligibil de la data la care a fost verificat și după depunere și analizat, numai că s-au epuizat sursa de finanțare, mă rog, a fost declarat eligibil fără a putea fi finanțat. Se pare că vor exista posibilități de refinanțare, dar mai trebuie completat ceva de sau de acest regulament. Bun, au fost documente referatul de aprobare la făcut compartimentului de specialitate. Dau citire referatului de aprobare al proiectului de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a biblioticii comunale Vorbei. În conformitate cu prevederea articolului 2 de legea biblioticilor publice, numărul 334 din 2002, republicată cu modificările și completările ulterioare, bibliotecile cu drept public se înființează și se organizează în subordinea unităților administrative publice, centrale sau locale, altor autorități, ori instituții publice și funcționează potrivit regulamentelor proprii aprobate de aceste autorități sau instituții. Având în vedere ordinul 2069 din 1.10.1998 pentru aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a bibliotecilor publice, primarul Comunei Orbeni propune spre analiză și dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a biblioticii comunale Vorbei. În articolul 1 se aprobă regulamentul de organizare și funcționare a biblioticii comunale Vorbei conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri,
Articolul 2, cu data adoptării prezentei hotărâri, se abrogă orice alte dispoziții contrare. Articolul 3, prezenta hotărâre se comunică instituției prefectului județul Bacău, primarului Comunei Urbeni, doamnei bibliotecar Quintilia Andreea, și va fi făcută publică în condițiile legii. Bănuiesc că ați avut acces la materialul aferente, în cadrul comisiilor. Firește că ar putea exista discuții, nu știu, propuneri, pe seama regulamentului, regulament în anexă la proiectul de hotărâre. Eu cam atât am avut de spus. Vă stau în discuții. Ați spus întrebări. Ați spus întrebări. Domnul Deamăr, aveți cuvântul? Da, mulțumesc. Nu am reținut dacă ați dat citire raportului de comportament de specialitate, pentru că eu am două materiale de proiect de hotărâri comunicate. Una la data de 24 și una la data de ieri. Am precizat faptul că a fost întocmite atât referatul de aprobare cât și raportul de comportament de specialitate. L-am în față. Pot să-i dau citire? Doar pentru mine că eu am două documente și nu știu pe care să... Este identic cu cel este identic. Avut în vedere, garantat. Este identic? Da. Bun. Conform prevederilor articolului 2 de legea bibliotecilor publice numărul 334 din 2002, reprezentată cu modificările și completările ulterioare, bibliotecile cu drept public se înființează și se organizează în subordinea autorităților administrației publice, centrale sau locale, altor autorităților instituții publice și funcționează potrivit regulamentelor proprii aprobate de acestei autorități sau instituții. Având în vedere ordinul 2069 din 1 a 10 1968 pentru aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a bibliotecilor publice, în vederea respectării prevederilor legale menționate, solicită aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a bibliotecii comunale Orbeni. Deci un document care... Cineva are documentul? 1657 din 17.3.2023. Păi, în referatul de specialitate la documentul pe care am 1743 din 21.3. În proiectul pe care l-am primit prin e-mail ieri, referatul de specialitate 1743. E același identic cu număr, dar cu dumneavoastră ați citit un alt număr. Da. S-au produs un inversare. Cea cu Bălciuș o să o... Am înțeles. Legat de preambul, deci nu sunt identici. S-a produs inversare ca și conținut, pentru că i-am dat citire, este ideea. Da, și v-aș ruga să nu mai comunicați documente în afara termenului legal stabilit privind proiectul de hotărâre. Dacă eu l-am primit pe ăsta pe 24, în termenul legal, pe ăsta aș vrea să rămână. Mulțumesc. Legat de preambulul proiectului de hotărâre, la primul material pe care l-am primit, nu este inserat articolul 7, aceeași problemă ca celelalte două, privind transparența decizională. În cel pe care l-am primit ieri, este inserat. Este. Asta e singura modificare intervenită. Bun, modificările vă rog să le faceți până la termenul limită din comunicarea materialelor. Dacă este îndeplinită procedura transparență decizională, în prim aspect, al doilea, vă rog să v-am comunicat și ieri la ședința ca comisie că aș fi avut nevoie de numărul măcar a hotărârii Consiliului Local privind aprobarea organigramei, numărul hotărârii. Și au rămas ca astăzi în comunicați. O să vă aduc la cunoștință, am zis. Deci, la urmă, din timp, și statutul de funcții privind organigrama aprobat din Consiliul Local. O altă prevedere și o rezolvă. Da. Atât. Deci, primul aspect, dacă este îndeplinită procedura de transparență decizională, privind la cea la cunoștință publică a regulamentului, înainte de a fi adoptat de Consiliul Local. Având în vedere toate aspectele comunitate, de cum am luat cuvântul până în prezent, în plus față de ceea ce am spus până în prezent și mențin, da? Eu rog să avem în vedere titlul acestui proiect de hotărâre și anume regulament de organizare și funcționare a biblioticii comunale Orbeni. Un regulament care are la bază legea bibliotecilor și regulament care în conținutul lui firește în foarte mare parte preia aspecte stabilite prin lege. Nu știu ce alte elemente, dar repet, urgența este dictată de prinderea proiectului anterior, gândit, făcut pentru ceea ce înseamnă bibliotecă, cămin cultural și sală muzeu, condiții în care, firește, s-a impus inițierea cu propunerea de adoptare a acestei hotărâri. Deci, stau și mă întreb ca om, dacă în urma unei proceduri de dezbatere publică, deci mă uit aici, da? Am zis că sunt întâmplător. Structura corecțiilor într-o bibliotecă. Deci dacă acest regulament preia elemente stabilite prin lege,
care au în vedere, spre exemplu, inventarierea. Nu știu ce măsură noi, ca și Consiliul Local, putem schimba modul stabilit prin legii în care se face, prin care se face inventariere. Eu am înțeles ce a avut în vedere, dar în toată intervenția lui și de ieri în comisie și astăzi, l-am mai citit încă o dată. Ideea este concretizabilă. Repet, am zis că totul pornește de la ideea de a fi constructiv. Acest aspect este dictat de o anumită urgență ca să rezolve o problemă pe care singur, la resursele pe care le avem, nu putem permite să o rezolvăm. Și vă spun un aspect foarte important, și anume, la capitolul 6, articolul 36, îmi zice așa, Biblioteca Comunală întocmește și aduce la cunoștința utilizatorilor un regulament intern destinat relațiilor cu aceștia, prin care se comunică serviciile oferite, orarul de funcționare în relația directă cu utilizatorii, condițiile în care se liberează sau vizează permisul de acces în bibliotecă, condițiile în care se asigură accesul la colecții bibliotecii, precum și la serviciile de bibliotecă. Obligațiile utilizatorilor, precum și păstrarea liniștii ordinii în bibliotecă, precum și față de documentele împrumutate pentru consultare în sala de lectură sau la domiciliu. Categoriile și numărul maxim de documente ce pot fi împrumutate pentru consultarea la domiciliu, precum și termenele de împrumut și de prelungire. Sancțiunile ce se aplică utilizatorilor în cazul nerespectării obligațiilor prevăzute în regulamentul activității cu publicul, alte drepturi și obligații ale utilizatorilor. Deci, în mod normal, firește, necesar, chiar obligatoriu, după un astfel de regulament, care, repet, preia aproape într-o formă brută paragrafii întregi din legea bibliotecilor. Noi nu putem veni cu alte reglementare decât cea prevăzută în legea care, firește, dispune organizarea într-un anumit fel a bibliotecilor cum este a noastră comunală. Este normal, necesar și trebuie chiar făcut la un moment dat acest regulament intern, care, după cât el vine să reglementeze relația acestei structuri, numite bibliotecă, cu cetățenii, cu cititorii, este firesc și necesar ca acesta să fie supus dezbaterii publice pentru ca el să fie mai aproape din nevoia cititorului. Că el este în centrul atenției. Ori noi avem aici de a face cu un regulament de organizare și funcționare a bibliotecii ca și structură. Îl facem pentru că nu l-avea. Urmând ca nu fost să existe acest regulament intern. Dacă nu-l facem ieri, astăzi deja pierdem finanțarea la proiect. Concluzia. Deci acest regulament trebuie adoptat pentru că... Ne-am auzit noi și vom să intervin, domnul secretar. Orice proiect de hotărâre are un referat de aprobare și un raport de compartiment de specialitate. Arătați-mi, vă rog, un descriere legat de acest proiect de AFIR, urgența necesitării aprobării în regim de urgență care instau vreo aprobare de consiliere. Ați văzut dumneavoastră, ați identificat cumva în raport de aprobare, specialitate, așa ceva? De unde e discuția asta cu AFIR-ul? Care e urgența? Unde terminând de depunerea dosarului. Unde scrie în raportul de aprobare a proiectului? Înțeleg ce scrieți, domnul Gama. Păi dacă nu s-a trecut în raport, se poate corecta că o să pierdem o finanțare pentru că ne încurcăm într-un dar în documentul nu ne putem adăuga la proiect. Da? Vorbim așa ca să... Renunțăm la proiect atunci când nu stăm bine în termen. Păi ia proiect. Să pierdem finanțarea pentru comunitate. Dar discuții legate de regulament de proiect. Pierdem finanțarea pentru comunitate, înseamnă, da? Eu nu sunt de acord, nu mă spun. Aspectul legat de proiectul a fost adus la cunoștință și confirmat de domnul primar. Corect. Asta e alt proiect de hotărâre. Proiectul de hotărâre trebuie să conțină altceva. Niște lucruri care nu afectează nici buna funcționare a bibliotecii în cazul nostru și nici activitățile. Este ce la firme așteaptă că noi până nu decizionăm. Este doar o activitate continuă de a nu aduce la cunoștință publică transparența decizională. Asta e povestea. Trei proiecte de nou care erau supuse a decizii de transferi decizionale, niciunul nu are așa ceva. Deci este o cutumă, o practică. Nu se poate. Cetățenii trebuie să știe dinainte ce votăm noi. Să ne tragă de urechi pe stradă, că este scărteza. Nu după ce votăm, să mai tragă de urechi. Fiecare proiect de hotărâri consideră că respectă prevederi legale. Nimeni nu face în afara legii anumite lucruri. După contestarea celor trei proiecte de hotărâre, mai vedem. Mulțumesc! Dacă mai sunt întrebări? Și acest lucru. Nu mai avem, că se luăm, nu?
Este pentru? Împotrivă? Onorare împotrivă. Abțineri? Cu consemnare atunci. Angajați pe cineva, nu special, să stea tot ziua, să ocupe de transparență. Este un post liber care nu este deblocat, cu partea mea cu jurul. Atunci nu ne mai împărtim ca să mă prin finanțare și proiectări. Că nu ne așteaptă nimeni de la dinsele dezvoltării sau de la fir, că noi nu ne mișcăm. Mă scuzați, dau un pic timp înapoi și mi-aduc aminte că toate aceste discuții care noi astăzi le avem, repet, toate aceste discuții, fie că sunt în Consiliu, fie că sunt în Comisii de Specialitate, în 2022 n-au existat, în 2021 nu au existat, mă duc mai în urmă. Repet, dincolo de toate astea, contează ceea ce se întâmplă efectiv. Corect, am înțeles. Dar volumul hotărârii așa de mare, e posibil să n-ai timp. Repet, la planul din frumusețare, credeți că dacă executivul ar fi pus o pagină sau 100 de pagini în plus, Comuna Orbeni era mai curată? Deci, în final, contează ceea ce facem efectiv. Corect. Nu ne putem lăsa inundații gunoaie, pentru că trăim niște vremuri în care oricine care are un ambalaj în mână poate să facă cu el ce vrea. Ca să-l ridici de jos, ai costuri. Am zona din papi. Intervenție. După ce terminați. Nu, în mare, cam asta am avut din... Era legat de ce a spus dumneavoastră. Da. La ora 11:24, deci în timpul ședinței, am primit un mesaj de la un cetățean care probabil ne urmărește, sau nu știu dacă e în live acum. Bună dimineața! O întrebare la noi în comun, avem pe cineva să castrăm căței sau ne aranjăm cum putem. Deci nu dau numele cui este, să știi cine este. Îi mulțumesc de mesaj pe care o trebuie să-l transmit domnul primar. Pentru că dânsa, cetățean al Comunei Orbeni, nu a avut acces la măsuri și la regulamente. Despre asta vorbesc. Bine, dar bag seama că primăria s-a ocupat de castrat câini, se pare, nu? Nu, dumneavoastră, a spus că ați fost la cetățeni și ați informat cetățenii. Se pot confirma la America. Eu doar vă urez numărul, numele și vă arăt acum mesajul primit în timpul ședinței. La un cetățean al Comunei Orbeni. Cred că din bun simț fiecare om știe că lucrul ăsta îl face medicul veterinar. Dar i-a rondat Comunei Orbeni. E o întrebare și de bun simț să-i răspund din bun simț. Eu nu știu să-i răspund. Cum să vă ocupați din hotărârea Consiliului Local? Cine vinovat ești? Cine vinovat ești? Păi, sunt și altfel, domnul primar? Eu propun să trecem la ordinea de zi să merg din urmă. Din tot ce se citește aici, în conținutul lui, nu are în vedere și fenomenul castrării. Deci este realitate și asta. Asta nu înseamnă că animalele astea, acolo unde este cazul, nu trebuie să castrate. Nu știu, zic și eu, dar mă gândesc la fel. Era celor arătate prin care am dovedit că transparența decizională a domnului primar este inexistent la nivelul primării Orbeni. Mulțumesc. Nu, dar pe gradii castrare, pentru că este un exemplu ridicat și ăsta este promovat, cred că dacă există posibilitatea, nu știu, noi ca și Comun Orbeni suntem arondați unui doctor veterinar. Corect. Nu face doctorul veterinar, da. Doctorul veterinar nu face. A spus că nu face castrări, eu am luat alene din cauza lui. Nu. Trebuie la cabinet specializat. Da. Să ajută la cineva de specialitate, e clar. Eu nu cred că noi ca și Consiliul Local stabilim cine face castrări. Nu. Deja sunt cabinet special. Sărim și calul, sărim toate alea. Domnul președinte, sugem ca sentința că se termină ciclul apelor. Nu mai sunt nici recoltă, nici mai nu fi nici nimic. Dar aveți întrebări, dacă nu ați trece la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Domnul Damarul. Hai să trecem la punctul 7. Proiect de hotărâre privind nominalizarea de către Consiliul Local al Comunii Europene a doi consilieri locali care vor avea calitate de evaluatori în cadrul Comisiei de Evaluare a Performanțelor Profesionale ale Secretarului General al Comunii Europene. Inițiator, primar Popa. Să dau citire la raportul de aprobare la acest proiect de hotărâre.
care se referă la nominalizarea de către Consiliul Local al UAT-ului PEN a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul Comisiei de Evaluare a Performanțelor Profesionale Secretarul General al UAT-ului PEN. În conformitate cu prevederea articolului 485 aliniatul 5 din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general UAT Orben se realizează de către o comisie de evaluare formată din primar și doi consilieri locali desemnați în acest scop, cu majoritate simplă prin hotărârea Consiliului Local. Totodată, potrivit articolul 11 din anexa 6 la OG numărul 57/2019, prin Codul Administrativ, evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici de conducere reprezintă aprecierea obiectivă a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici prin compararea gradului și modului de îndeplinire a obiectivelor individuale și a criteriilor de performanță stabilite cu rezultate obținute în mod efectiv de către funcționarul public pe parcursul unui an calendaristic și urmărește. Corelarea obiectivă dintre activitatea și cunoștințele funcționarului public necesare îndeplinirii obiectivelor individuale și stabilite în baza atribuțiilor din fișa postului și cerințele funcțiilor publice prin raportare la nivelul funcției publice de ținut. Asigurarea unui sistem motivațional, astfel încât să fie determinată creșterea performanțelor profesionale individuale. Identificarea necesităților de instruire a funcționarilor publici pentru îmbunătățirea rezultatelor activității desfășurate în scopul îndeplinirii obiectivelor stabilite. Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarului public se consemnează în raportul de evaluare întocmit și semnat de către superiorul ierarhic nenegociat al funcționarului public, care se contrasemnează și se aprobă de către persoane produse de lege în realizarea activităților specifice, evaluatorul contra semnatarul și persoana care aprobă raportul de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarului public au obligația asigurării respectării întocmai a normelor articolului de conduită profesională privind obiectivitatea în evaluare, precum și a respectării regimului juridic al incompatibilităților și al conflictului de interese. În realizarea evaluării, calitatea de evaluator este solicitată de către membrii comisiei pentru evaluarea Secretarului General al UAT-ului. Comisia prevăzută mai sus se constituie prin dispoziția primarului pe baza propunerii nominalizării Consiliului Local. În conformitate cu articolul 12 aliniatul 5, prin metodologia referitoare la evaluarea performanțelor profesionale a funcționarilor publici, raportul de evaluare a performanțelor profesionale individuale a secretarului general al UAT, așa al UAT-urilor, nu se contrasemnează. Precizăm că la articolul 16 din anexa 6 a OG numărul 57/2019 prevedea că în realizarea componenței evaluare performanțelor profesionale individuale funcționarilor publici de execuție și de conducere prevăzută la articolul 485 aliniatul 3, litera A, din prezentul cod, la începutul perioadei evaluate, persoana care are calitate de evaluator stabilește obiectivele individuale pentru funcționarii publici, ai cărora activitate o coordonează și indicatorii de performanță utilizați în evaluarea gradului și modului de atingere acestor. Obiectivele se stabilesc în conformitate cu atribuțiile din fișa postului prin raportare la funcția publică deținută, gradul profesional al acesteia, cunoștințele teoretice și practice și abilitățile necesare exercitării funcției publice deținute de funcționarul public și corespund obiectivelor compartimentului în care desfășoară activitatea funcționarului public. Indicatorii de performanță se stabilesc pentru fiecare obiectiv individual în conformitate cu nivelul atribuției titularului funcției publice, prin raportare la cerințele privind cantitatea și calitatea muncii prestate, în toate situațiile, obiectivele individuale și indicatorii de performanță se aduc la cunoștința funcționarului public la începutul perioadei de evaluare. Obiectivele individuale și indicatorii de performanță pot fi revizuiți trimestrial sau ori de câte ori intervin modificări în activitatea, ori în structura organizatorică a autorității sau instituției publice. Criteriile de performanță pentru realizarea componentei evaluării personale profesionale individuale ale funcționarilor publici potrivit articolul 45 aliniatul 3 litera B din cod sunt prevăzute în articolul 29 litera B din anexa 6 la aceasta. Potrivit prevederea articolului 22 din aceeași metodologie, comisia de evaluare se constituie în condițiile prevăzute la articolul 11 aliniatul 6. Secretariatul comisiei este asigurat de un funcționar public din cadrul aparatului de specialitate al primarului, nominalizat pentru a asigura secretariatul comisiei. Evaluarea activității secretarului general al UAT se realizează prin notarea pentru fiecare dintre elementele prevăzute la articolul 485, articolul 485, aliniatul 3, litera A și B din codul administrativ de către fiecare membru al comisiei cu aplicare corespunzătoare a prevederilor articolului 17-19 din metodologia de evaluare. Secretarul general al UAT, urilor, nemulțumit
de rezultatele obținute la evaluarea conformă și profesionale individuale se poate adresa instanței de contencios administrativ în condițiile legii. Față de cele prioritate mai sus, vorbim să se dezbate și aprova proiectul de votare în forma prezentată. Până la întrebări, v-aș ruga să faceți propuneri pentru... Las, întrebări și unor propuneri. Da. Nu mai intervenți în deliberarea consiliului local din inițiativă. Las-o să văd proiect de hotărâri, lăsați-o și noi să mai discutăm. Mulțumesc. Altcineva de acum? Era domnul consilier. În condițiile în care suntem pur și să evaluăm activitatea secretarului general al acestui comun Aurben, eu vin și întreb că vorbesc pe cunoștință de cauză despre multitudinea adreselor, hârtiilor și misivilor venite de la instituțiile județene sau centrale ale statului român, care spun astăzi vrem hotărârea sau decizia conform legii. Eu înțeleg câte tone de comaculatură se învârtă în sistemul administrativ. Acuzam totdeauna că secretarul nu este atent la toate detaliile și se reconduc aia, merg pe principiul că o să greșim. Sunt multe probleme legate de raportări zilnice, probleme de fond funciar, de respectarea legalității prin hotărârile Consiliului Local și multe alte chestii zilnice, anexe 24, moșteniri, dezbateri, succesiuni, eu știu ce se întâmplă pe volurile acestei primării. Din punctul meu de vedere, eu zic că ar trebui să ne gândim foarte bine. Dacă domnul secretar vrea să devină performant, să nu se renunțe la ideea de a fi ajutat ori de o persoană delegată din interiorul administrației publice locale, ori angajat cineva să se priceapă, să-l ajute un pic. Eu văd, din punctul meu de vedere, cumva va plăca. Nu vreau să rămân. Riscăm să rămânem fără secretar al primării, poate, comună Aurben. Fapt pentru care, consecință, Consiliul va hotărâ, administrativul la fel, nu vreau să-l aud. Am urcat aici, știu ce face, știu cât poate duce, știu cât duce și merită susținut. Mulțumesc. Mai mult, nu pot să fie. Dacă mai ești cineva, domnul. Ce-ți domnul consilier, aș vrea să-i răspund. Era o discuție. Suntem în deliberări acum, domnul președinte. Suntem în deliberări. Lăsați-mi să terminăm deliberări. Și pe aici o votăm. Nu plecăm de aici pe zbucă. Consilier, vreau să vă răspund eu așa, în deliberare. De asta facem noi. Domnul, compartimentul juridic mai are un post liber de lucru câțiva ani. Și nu-i deblocat. Nu știm cauza. Curtea de conturi o și-a tras atenția că nu există un sistem managerial corect. Și tot nu s-a deblocat postul. Și acum tragem să zicem că domnul secretar are o grămadă de treabă de făcut. Ok. Dar ce s-o facă dacă nu mă dăm să ia acolo pe compartiment? Dar totuși este un post liber. Dați-i drumul, domnul primar, la post și-a mai angajat o persoană să ne ajute cu tot ce trebuie și de, legat de Consiliul Local. Un aspect. Al doilea, când o să-i dați cuvântul, o să-mi prezint situația mea. Asta ca pentru dumneavoastră, domnul consilier. Mulțumesc, domnul. Mulțumesc. Legat de propuneri, aș intenționa ca domnii consilieri, cei doi, care vor fi nominalizați și care vor accepta nominalizarea în vederea participării la Comisia de Evaluare, înainte să pronunți dacă sunt de acord de a fi participanți la această comisie, cunosc în baza cărei legi merg acolo, măcar, ca să să eliminăm orice suspiciune că acești doi domni consilieri, care nu știu ce înseamnă, vor merge acolo doar la semnat. Dacă știu ce au de făcut, dacă știu ce atribuții au de făcut, atât. Deci, înainte de a vă pronunța, domnul consilier, care veți fi nominalizat și veți accepta, vă rog să spuneți în baza cărei legi veți fi evaluatori pentru domnul funcționar public de execuție. Bănuiesc că va fi dispoziția în care domnul secretar general va enumera toate procedurile și metodele și metodologia de concurs. Nu, prin care el va... Dispoziția i-a domnul primar și șeful de superior. Da, domnul... Să fac să mă obispuneți. Intervin. Da, hai de ei.
Firește că am tot interesul, pentru că obligă legea ca această evaluare să existe. În baza unei decizii, că nu va veni nimeni noi. În baza legei. O foarte, decizia, o foarte mare parte din această procedură noi o consumăm, se consumă chiar astăzi, aici. Da? Criteriile de performanță sunt stabilite de lege. Corect. Le pun la dispoziție. Corect. Sunt acea anexă 6, care i s-o da citire. Adică nu speria să vorbim. Vreau să nu mă acoperiți la ceea ce rugăminte am avut eu. Dar nu. Haideți să lăsăm consilierii care vor fi nominalizați și care vor accepta acest mandat din partea întregului Consiliu să spună ei dânsi dacă știu astăzi așa ceva. Da? Haideți, vă rog. Păi insinuați să vină atunci și schimbăm legea să vină la înțeles. Să nu meargă acolo la semnat. Vor fi informați la momentul potrivit. Aici se discută doar nominalizare. După nominalizare, ei vor fi înscuiți. Mergem la cursul de pregătire. Hai să nu fie răută. După citirea asta. Sunt două materiale scurte, sunt două acte normative și le pun la dispoziție. Observ că acel criteriu de selectare au doi consilieri, nu sunt expres prevăzute. Prin urmare, nu sunt puse condiții ca cei doi consilieri să posede studii juridice, o activitate în domeniu, ci pur să fie consilier. Procedura în sine conține această carență, care cred că ar trebui completată. Fiindcă știu eu, ca să evaluez activitatea unui secretar, trebuie să ai o cunoștință de măsură. Adică n-aș vrea să mai cădem în păcatul de a numi doi consilieri care se evalueze activitatea secretarului, așa cum am numit odată doi consilieri care trebuia să votez directorul școlii. Și care, dacă mă gândesc bine, nu știu dacă aveau o clasă. O ducem într-un derizoriu care stănește și râsul. În urmare, atenție la decizii care luăm, că o să vede și când e greu. Pentru doar astea să aleg între ei, e o gașcă, care face ce vrea, nu-i corect. Așa astăzi m-a supărat că decizi. Un consilier a propus ca pe de decizie să mai fie introdus un punct. Și a spus pe un gură la un consilier care avea dreptul să-i expună un punct de vedere. Mulțumesc! Nu se face asta. Mulțumesc, dar și legea te obligă să adăugăm ordinea de zi. Tu vorbești multe și mai faci și când, din multe. Dar ce ai adăugat? Mulțumesc, dar aveți grijă și cum vă voi spune? Așa exact. Știi foarte bine ce spun când spun diversi, când spun articol de lege. Nu știu, eu n-am de asta nu mă ascultați și nu mă dau toată cu tine, îmi pare rău. Dar am analizat cu grijă ceea ce propui și atunci... Am văzut, dar sunt votat împotrivă. Mulțumesc. La unele? Da, da, să-i drept. La toate. Se voteze la toate. Da, și la acest punct pe care l-a spus în partea cu diversi. Sunt diversi? Da. Da, pentru că n-ai spus ce am vrei discurs. Dacă sunt diversi, cum să spun dinainte proiect de hotărâri? Te rog frumos, nu-mi impune. Dar cum spun dinainte, înseamnă un proiect de hotărâri, nu consilier. Eu aș fi fost de-a făcut cu el. Nu consilier. Aș fi fost un proiect de hotărâri dacă spuneam dinainte ce. Hai să ne revenim la altă. Mulțumesc. Diversi spune proiect de hotărâri ala. Diversi. La diversi pot apărea și cetățeni să expună Nu-i permis. Este obligatoriu.
Dacă erau obligatorii de câțiva ani de zile... Păi, domnul, asta e problema, că din 3 ani de zile noi am avut o singură dată punctul diverse pe ordinea de zi. Adică ni se pune nouă celorlalți care nu avem puterea de a depune proiect de hotărâri, să aducem la conștiință comunității o problemă legată de comunitate. Venim, dezbatem doar ceea ce propune domnul primar, votăm, nu votăm, plecăm acasă. Restul, mergem pe stradă și vorbim. Vorbim de ori cineva au dorit, au vrut să semnalize ceva, deci atenție. Absența punctului diverse de acolo, bun, asta nu e chestie dorită sau impusă de cineva. Probleme diverse care sunt în comunitate pot fi oricând aduse la cunoștință. Vreți să fac mențiunea în convocator așa? O facem, nu e nicio problemă. Dar, repet, niciodată, și ați spus o expresie, s-a pus pumnul în gură. Uitați cât de mult am deviat de la discuții și nimeni nu a oprit pe nimeni. Adică nu se pune pumnul în gură, să ne înțelegem totuși. Dar ce? Mai devreme, ai primit un mesaj, nu l-ai arătat. Zice, o doamnă din comună întreabă de sterilizare. Ți-o zici cineva, Dani, ai deviat de la subiect. Nu. Cred că era legat de subiectul privind ordinea de zi care dezbăteam. Nicăieri, în conținutul proiectului de hotărâri, nu se face trimitere la fenomenul sterilizare. Era legat de... Vreți să revenim la ordinea zi, iar dacă îmi supără, da. Păi nu, domnule, dar asta e interesul să mă devieze pe mine din întregul ansamblului. Ca cetățenii să mă vadă pe mine ăla, reclamangelul de serviciu, ăla care se opune la construcția comunității, ăla care se opune la orice inițiativă de consiliu local. Asta e interesul domnului primar. Rog, nu poți să reclam asta în mod public, nu ce discuția modului cazul. Hai să revenim la ordinea de zi și la ceea ce se discută pe ca și cum. Deci ca și rugăminte, oricine are de adus la cunoștință o problemă. Ok, pune punct divers, nicio problemă, deci. Dar oricine are o problemă de adus la cunoștință, având în vedere calitatea de consilier, având în vedere că ședințele sunt publice, nimeni nu oprește pe nimeni să aducă la cunoștință acea problemă. Deci chiar vă rog. Era bine să fie de fiecare dată divers acolo, să spunea, dar spune, nu spunea, mergea mai departe. Da? Asta înseamnă autoritatea. Rog, Catevă, se rezolvă. Mulțumesc. Să probabil de propunere, domnul președinte, puteți dezbate, solicita propune, eu știu, domnul consilier, dacă v-ați gândit, știți ce aveți de propunere, propuneți. De ce nu? Scuzați, am o supunere de atenție eu aici. Atât. Vreau să închei. Ridicați-mă la mai devreme, nicio problemă. Rugămintea mea, vis-a-vis de faptul că s-a spus, domnule, este un post de consilier juridic și nu se dorește, sau știu, sunt anumite piedici în deblocarea lui. Nimeni niciodată nu a pus vreo piedică. Eu vă spun ca om, ducând un pic mai departe, repet, eu nu vreau să fiu lăcut, da? Suport o critică, nu e nicio problemă, am spus de atâtea ori, nu sunt eu cel mai deștept sau nu știu cum. Sunteți aici în sală oameni care ați lucrat în administrație. Sunteți oameni, poate, care ați interacționat cu mine, cu colegii mei, în decursul vieții, a timpului dumneavoastră, familia dumneavoastră, cu instituția anumită Primăria Comunei Orbei sau cu alte instituții din țara noastră. Deci, la nivelul Primăriei Comunei Orbei, comuna asta ajunge să aibă un profil aparte, vă spun, datorită întregii problematici de fond funciar care o are. De care, în general, datorită cursurilor lucrurilor, datorită istoriei, datorită faptului că s-a mutat un centru de greutate sau atenție pe o anumită sumă de probleme. Și vă spun pe cuvânt de om. Deci, vă spun cu toată sinceritatea și vă spun din experiența de 17 ani care am aici. Comunii Orbeni trebuie oameni care să facă fond funciar. Asta este viitor. Se pună în legalitate și în ordine actul de proprietate ale oamenilor. Cu consecințe pe tot ceea ce înseamnă. Am vorbit mai devreme de fermieri, de apă. Vorbim, se desfășoară sub ochii noștri o construcție uriașă, da, autostrada. Aici este nevoie din muncă, într-adevăr, ca să aduci lucrurile la adevăr. De inventarier, să deblochezi posibilitățile ca omul să-și facă certificat de moștenitor, să-și facă intabulare, să deschizi perspectiva circulației terenurilor, fie în sensul arendării, în sensul vânzării. Dar asta e motivul. Cu astea aspecte o să le auzim, probabil, și la evaluarea noastră. Ca o completare, dacă tot ne-ați adus la cunoștință aspectele astea, vreau să mai aduc eu că prin bugetul local aprobat în 2023 s-au aprobat 60.000 de lei exclusiv pentru fond funciar. Deci, fond funciar se face către o firmă specializată. Încercăm și o astfel de variantă, pentru că timpul nu ne permite să ne ocupăm în ceea ce privește
personalul de aici. Doar ca să organizăm o ședință de Consiliu, să trebuie cel puțin două săptămâni. Ca să se lucreze tocmai pe tot ce înseamnă cadrul legislativ, da? Două săptămâni, după care trebuie emiterea hotărârilor, trimise acolo unde au nevoie, și două săptămâni le-am pierdut doar pe acest subiect. Și vorbim ședințele de Consiliu, trebuie să convocate, pentru că apar diverse probleme, vedeți cât apar mai numeroase punctele de ordine pe ordinea de zi sau mai puțin numeroase, dar există. De la județul Obrăcuță nu mai știm. Mulțumesc, domnul Dumnezeu, să vă la ce am spus eu legat de proiectul cu doamna Damian, că făceam o singură hotărâre și îl domnul Mărar, hai să fim cinstiți cu noi. Da. Proiectul pe care ai vrut să-l completez, se datorează faptului că soția dumneavoastră a depus o cerere către SEDEA. Pe care nu aș fi votat-o niciodată. Ascultă-mă, Oleac, ai vrut cu caracter general ca să nu apară în Consiliu cererea de genul ăsta. Hai să nu o ascundem după deget, dacă tot ai pomenit subiectul. Vă rog să mai spuneți încă o dată ce a spus domnul. Spuneți-mi la ordinea de zi, vă rog. Dar mă, de ce mai continuați? Mai continuați încă o dată ce subiect. Mai spuneți încă o dată, vă rog. Dar nu e cazul să repet, că nu e nevoie să. Păi, dar ați terminat. Spuneți ce spuneați de soția mea. Atât, domnul primar, veniți de dealul să spuneți ceva de soția mea. Am spus odată și e suficient. Dar n-ați completat. O depus o cer la SEDEA pentru să obțină autorizare. Așa. Ca să obțină autorizare. Și este trebuie... ilegal? Dar n-am spus treaba asta. Toată lumea are libertatea să o facă. Numai că autorizarea trebuie să o obțină în baza acestui accept. Dar de unde știți dumneavoastră de cererea aia, domnul primar? E suficient. De unde știți dumneavoastră de cererea aia? Pentru că lucruri publice. Dar ce este prețea dumneavoastră SEDEA sau SEDEA are dumneavoastră în subordine să vă comunici dumneavoastră? Haideți să trecem mai departe. Păi spuneți sau ați comunicat cu SEDEA să vă instați foarte autorizația cu ședința mea? Ați comunicat cu SEDEA sau să ați mi-am auzit și domnule și domnule soții și familii? Ați comunicat cu SEDEA să vă invită la autorizații pentru unul sau pentru altul? Am avut de spus. Deci am avut, nu? Ce ești? La propunere. Deci la propunere. Domnul primar, în continuu produceți propunere. Propunerea pentru... este domnul Popa Nicolae. Propunerea mea e pentru domnul Gălățean, scuze. Mai am două propuneri individual, la mine unul și la unul la domnul Fantu. Dânsul a fost de atâtea ori membru evaluator, știe ce înseamnă, iar eu mai știu și eu ce înseamnă. Deci, a avut? Cine este Petru? Pentru Pentru Gălățeanu? A trebuit să-l luăm individual. Da. Păi, cine este pentru domnul Gălățeanu și pentru domnul Popa? Nu, noi facem la pachet. Luăm individual unul. Deci ce am aflat eu? Este că domnul Cernuș Costică l-a făcut și domnul Popa Nicolae. Da. Prima. Da. O votăm pe asta, trecem la următoarea și vedem ce rezultă. Ce? Cine este pentru? Împotrivă? Pentru domnul Popa Nicolae. Eu luați-mi noi, v-ați pierdut? Păi da. Păi da, asta fac. Cine este pentru domnul Popa Nicolae? Spuneți-vă rog. Da, să fiți atent. Da. Bun, deci votul pentru prima propunere. Domnul Chiamuș Costică l-a propus domnul Popa Nicolae. Ca să-și considere să am rezultatul votului clar. Cine este? Am zis, cine este pentru? Da, noi am votat. Domnul Fadu. Împotrivă? Domnul Fadu. Împotrivă? Rezultatul votului? Deci 12 voturi pentru, împotrivă 1. Următoarea propunere. Următoarea propunere. Domnul Afeodisie Costică l-a propus și domnul Gălățeanu Sorin. Vă rog să procedați la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Domnul Fanț, domnul... La ce să mai votăm dacă s-o stabilit deja doi consilieri? Vedeți? Asta înseamnă autoritate. Ne bazăm pe autoritate ca să creăm și vrem puterii, se iau telefoane, ăla mai dau. Mulțumesc, mergeți mai departe. Eu ca și o persoană care a fost... Bun, să spun o chestie colaterală. Ca persoană care a fost firește, ați auzit ochii proiectul dumneavoastră, direct vizată de acest proiect al ordinii, pe mine mă bucur un singur, pentru că din ședința de ieri, am fost 6 oameni de față și Dan a venit cu o propunere. Mă bucur un singur lucru că măcar s-a ținut cont de ea. Și a zis, domnule, bine ar fi să fie și o persoană la opoziție. S-a discutat așa e? Și unde este? Domnul Popa, nu? Și a ținut cont de ea. Domnul Popa... Domnul Popa face opoziție, mi se pare.
Stânga pe bună și cu crucea. Există discuții. Domnul Pato, eu v-am purtat respectul tot timpul. Pe unde știți dumneavoastră ce-am făcut eu în consiliu? Nu, atenție, în contextul discuției. În contextul ăsta chiar nu e la mișcă. Mulțumim. Sunt discuții de ieri. Dacă vrei să dai o ședință de consiliu într-o discuție de zori, chiar nu știu dacă mai mergeți la venit. Păi, da, să zic. Eu v-am spus un punct de vedere. Bineînțeles, dar nu mai are niciun lucru. Și cu ceva, adică. Înseamnă că trebuie să fie fără de loc. Dar nu știu ce mai știu. Rămâneți. Ce mai țineți cum? Adică vă aveți din cuvântă să... Din cauza... Din cauza... Dar mai gândiți, vă, suntem chiar absolut. Nu, 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 de treabă. La majoritate. Nu, atât puteți, sunteți mai mult, nu-i corect. Suntem fi mai puțin și puteți să mai întoarcem lucrurile de acolo. Dar nu se întoarcem la lucrurile. Sunt corecți, imparțiali și atât. Haideți să treci. Domnul Fatu, vrei dumneavoastră să fiți membru în locul meu, eu nu m-am sfătuit cu nimeni. Fac propunerea în locul meu să-l depună domnul Fatu, candidatul ăla. Dar nu știu, trebuie să-l depună. Dar ce mă opui pe mine? Nu te-am mai lăsat să am dreptul să propun sau să nu propun. Păi, dar de ce mai propun pe mine? Nu știu ce... Hai să citim la ultimul punct, ca să nu mai... E ușor a citi. Raportul privind starea socială economică la nivelul comunului Orvieț, județul Bacău, pentru anul 2022, prezintă primarul comunului Orvieț, județul Bacău. Mulțumesc. Înainte de proiectul de hotărâre, mă retrag. Nu vreau să ascult același proiect, același raport și din 2020 și din 2021, nu o să schimbăm aceeași autoritate. Mulțumesc. Da. Aș vrea să fac câteva precizări, ca și, eu știu, datorii față de la ședința anterioară, unde au fost puse în discuție câteva lucruri. Era un domnul și vreau să, referitor la terminul de la scurtă, că au fost niște discuții acolo și în spațiu public, au ieșit niște lucruri care sunt mult, mult departe de realitate. Pentru faza în care ne aflăm cu căminul ăsta și vorba de autorizație de demolare, pentru care au fost aprobați, și cu siguranță mulți dintre dumneavoastră vă amintiți, au fost aprobați 40.000 de lei. Unde au fost cheltuite în jur de 38.000 de lei pentru desființare, autorizații și avize și tot ce mai fost necesar ca să obțină autorizația de construire. Ea, pentru întocmirea studiului de fezabilitate, cu toate documentația și toate avizele, suma de 72.000 de lei. Există fișa contabilă pe obiectivul respectiv, care confirmă ceea ce vă spun eu astăzi aici. Pentru că în spațiu public au rezultat niște cifre de ordinul miliardelor, 4 miliarde și ceva de lei care au fost cheltuite pentru realizarea acestui obiectiv. Desființare și începerea procedurilor pentru reconstruirea și dotarea obiectivului. Poate de acum că se afla suma adevărată? Poftim? Ca să nu se afle suma adevărată? Nu înțeleg. Adică argumentele din astea după leau în față... Eu vin să corectez. De-aia probabil domnul consilier a plecat să mă audă adevărul? Nu mă interesează de ce a plecat, că nu-l interesează. Singurul lui scop e aici, ca să blocheze toată activitatea Consiliului Local. Că ce-ar fi să discutăm concret pe subiecte care, într-adevăr, comuna are nevoie și una pe anumite proceduri sau diverse alte lucruri care chiar nu afectează buna desfășurare activității sau ceea ce se întâmplă în teren în satul Orvieț și scurtă. Transparent și să spun cât în zona asta. Deci în spațiul public a rezultat faptul că pentru căminul ăsta de la scurtă, fără să se bată un țăruș în pământ, s-o cheltui 4 miliarde 800 de mii de lei. Mă refer la lei vechi. Dar putem confirma cu documente și am să vin, să știți și dumneavoastră, ca și consilier local și să știe și lumea, că nu, e departe realitatea. Și același lucru, în același context, pentru devierea conductei de gaz și devierea conductei de apă, aici unde au fost lucrări făcute, executate de către Consiliul Județean, pe DG119 de lei, noi am alocat și am cheltuit aproape 30.000 de lei pentru devierii conductă, nefiind asociați cu Consiliul Județean, să participăm la ceea ce înseamnă investiția pentru demarată și executată în acel punct. Ca să ajungă în spațiu public, s-au alocat în jur de 3 miliarde și ceva, dacă nu greșesc, nu? Poate pe la voi am văzut că nu am acces la 3 miliarde și ceva. Mi se pare deplasat. Asta ce înseamnă? Și
toate mizerile astea aici care se întâmplă în Consiliu și piedicile care se pun, nu se pun decât cu un singur scop, să se blocheze activitatea. Să vă pun într-o situație delicată pe mulți dintre dumneavoastră, să vă umilească și ca lucrurile să nu meargă. Deci, și să mai spun un lucru. Și n-aș vrea să-l supăr pe domnul Fantu. La primul punct pe ordinea de zi, unii se cerea și ați spus că i s-o băga pe un gură. Nu știu cine a băgat pe un gură lui sau nu știu ce. De dimineață, cei de la Sedeal și s-au interesat de faptul că păraile astea, denumirea lor corectă, care e Vâlca, Drăgoșan, Parava, Orbier, cum se cheamă, pentru că doamna Moraru la vine, au depus o cerere să obțină acea autorizație pentru irigație. Nimic nou. N-a spus nimeni că îi se interzice sau au pus o vorbă contra. Ferească Dumnezeu. Toată lumea poate să facă lucrul ăsta. Dar cum se face o poziție în Consiliul Local? Un pic. Dar insistența lui să se dea cu caracter general a fost să se ascundă faptul că intenția lui ca și familie, sau mă rog ce e acolo, se poate obține acordul dumneavoastră ca și Consiliu. Era firesc și cinstit. Să spun, doamne, am depus, vreau și eu și nu era nicio problemă. Vreau și eu. Sau, nu, dar nu există nu pentru nimeni. Deci vreau să se înțeleagă foarte bine care era rostul a ceea ce se încerca aici. Deci, spuneți. El nu și-a declinat intenția că dorește asta. Dar era deja depusă solicitarea la Sedea. Întâmplător am aflat. Adică să fim transparenți. Că s-au cerut niște lămuriri, de așa fac, nici măcar nu din alte motive. Cei de la Sedea au spus, doamne, părâul Bâlca, care, că ei au altfel în denumirea lor. Sau părâul Scurta. Da, asta e pentru că doamna respectivă vrea să... Foarte bine, bravo, mă chiar mă bucur. Și crezi că asta vrea să spună în ședința Consiliului la punctul lui divers? Nu. Punctul pe care dumneavoastră l-ați abordat, adică punctul numărul 1, s-a încercat adăugarea unui alt articol cu caracter general ca să se poată... E schimbă. La caracterul general am opus și eu, fiindcă în cazul ăsta... Corect. Vrea schimbată titulatura... Pentru că era o chestiune nominală cerută de o anume societate, lucrurile care se putea întâmpla foarte niciun fel de probleme, să apară și pe numele general. Asta era, de la general nu se mai știe, autorizația și toată lumea e ok, știi? Probabil a fost rușine să vină să ne roage de consilierii transparenți și publici legal, să mai avizăm o dată și pentru doamna, că nu avea nimic împotriva. Indiferent cine vine. Nu știu ce era cu diversele, chiar am de unde să știu. Când aveam, nu s-a discutat nimic. Deci, într-un fel, părerea persoană, ai îngrădit dreptul la liberă exprimare. Deci un consilier care vrea dar să... Dar cine i-a îngrădit-o, domnule? Păi nu i-a acceptat pe punctul doar de zi, că nu, suntem majoritari și el, de exemplu. Putea să spun, ce dacă? Dar de ce n-a venit cu propunerea în cadrul comisiei pe... Dacă noi suntem mai să lucrăm în interesul fiecăruia dintre cei prezenți, care reprezentăm Comuna Orbea și cetățeni. Nu putem bloca pe nimeni. Am spus clar de la început și foarte deschis că m-ar bucura să vină toată lumea să facă treaba asta. Ei, nu e așa. Există libertatea să fiecare să-și ia de acolo acceptul de la Consiliul Local și nu cred că sunteți împotrivă, ca el să ducă să-și obțină autorizația, să intre în legalitate și să-și ia apă de acolo. Deci o să mai fie cazuri în care cu siguranță un consilier de solicite includerea pe ordine de unui punct și a ajunge la secretarul dacă găsește portițe. Să pună, domnul, punctul divers. Cum mai eu știu, mai sunt probleme. Dar nu-i nicio problemă. Și haideți să vă spun un lucru pe care s-au supărat foc. Încearcă să depun un proiect de hotărâri pe care oricum aveam de gând, înainte de a începe să discutăm despre ceea ce înseamnă activitatea de anul 2022, a unui punct pe ordinea de zi, dacă nu greșesc, două, care au legătură cu actualizarea regulamentului de funcționare al Consiliului Local. Există un ordin 25 și aș vrea să nu trebuie să aprobați nimic, ci doar vă informez. Care, odată cu apariția pandemiei, spune că în momentul în care ședințele Consiliului Local sunt publice, pot fi făcute, ținute în mod fizic sau online. În una din discuțiile și de demersuri care le-am mai făcut către secretar, o cerut ca participare la ședința de astăzi și cea de la pe comisie să se facă online. Legal? E, aici ai nevoie de acordul dumneavoastră. Și hai să vedem care sunt criteriile stabilite de legiuitor în momentul sau obligativitatea când putem face astfel de ședințe online. Pentru că online nu s-a înseamnă tehnică, om care să întrețină tehnica,
Și apoi motivele, ca să nu iau invers. Motive și după care cheltuiala care trebuie să o impunem. Mai e nevoie de acordul nostru dacă există cadrul legal? Zice sau online, nu? Sau, sau, sau fizic. Să ține fizic sau online. Dar ele au fost, precizarea asta în ordine, a fost făcută cu motivat de faptul că eram în plină pandemie. Și știți bine cum țineam și zis de Consiliu. Da. Nu, lipsea tehnică, lipsea ce n-aveam noi acolo. Acum, dar o să discutăm la următoarea ședință, probabil, și actualizarea acestui regulament, pentru că este, bănuiesc, necesar, și o să stabilim care ar fi criteriile în care să ținem online. Și dacă ținem online, trebuie să ne gândim și la celelalte două aspecte. Să alocăm o sumă de bani pentru, că trebuie o sală, unde trebuie să fie monitoare, semnal, difuzoare, microfoane și Dumnezeu mai trebuie acolo, și un om care să le întrețină. Că nu poate nimeni din Duh Sfânt sau din Senat să întâlnească. Și terminat, la capătul celălalt trebuie să asculte domnul consilier, nu? Trebuie să vorbești. Nu, l-a vorbit serios. Nu știu, dacă în momentul în care nu-i pandemie, nu-i război, nu-s calamități care sunt, sau nu știu, alte lucruri care se ne poate îndepărta să ne întâlnim fizic, să facem lucrul ăsta. Că decideți, nu-i nicio problemă. Asta... Zice sau, nu-i cu caracter de obligativitate. Am zis bine? Atenție. Deci, ca să respectăm adevărul, ca să respectăm cadrul legal, ca ceea ce se discută aici, să fie luat la conștiință și fiecare dintre dumneavoastră să înțeleagă anumite aspecte, da? Avem un cod administrativ din 2019. Avem un regulament al Consiliului Local Orbil, aprobat, dacă nu greșesc, în decembrie 2020. Avem un, și o să revin la el, avem un ordin 25 în 2021, da? Care apare în condițiile pandemiei și care dă posibilitatea ca ședințele pe Consiliu și pe Comisii să fie ținute fie fizic sau, cum zice chiar ordinul, online. Firește că diferența de la una la cealaltă nu este atât de simplă și de minoră. Asta nu înseamnă că nu se poate face. Dar în momentul în care zici, noi, Consiliul Local Orbeni, schimbăm regulamentul și vrem doar online, există și posibilitatea asta. Consiliul Local Orbeni trebuie să gândească și la cum pune în practică lucrul ăsta efectiv. Există posibilitatea, dar trebuie să fie și motivație. Păi, corect. Repet, asupra motivației, asupra motivației. Păi dacă există, hai să o găsim. Dacă nu o găsim, nici măcar să intentăm. Că dacă nu vreau să stau mai în acasă, pe motive că sunt mânar. Așa, dar eu am sus acasă. Da, pe caz medical, mă spun, pe caz că s-a dat la ședință. Dacă am închef asta să stau la calculator, sunt minul la ședință, seamănă că stau la ședință. Hai să înțelegem un lucru. Corect. S-a spus un cuvânt. Cuvântul ăsta e foarte important. Atenție, s-a spus un cuvânt și foarte important. Dar nu trebuie tratat, nici chiar la mișloare. S-ar putea să fie un caz, e condamn, dar vrea să... Bă, dar e motivat. E, cuvântul ăsta. Dar e motivat, dar e absent. Dar ei se pot aduce cu la cunoștință materiale, ca și acum le trimit, le vede, poți să-i spun punct de vedere. Dar e absent și nu au primit indemnizația, zic, nu vor imprăzi. Când au fost absent, prin motivul medical, nu au primit indemnizația. Probabil că ei și-a dat să ajungă, spune, i-a dat să fie ei. Dar nu ce absent din motive medicale este absent. Poate atunci absent a fost bine intenționat. Absent că a plecat în sală de aici cu toți. Dar nu-i cazul lui. Știu din anul exemplu anterior. Da. Asta a plecat din program. Vedeți, domnul Pantu, că se permite opoziție aici? Poate? Că vorbiți din opoziție și concluzionăm și cum... Da, eu constructiv discutăm. Domnul secretar, 5 amendamente ale mele au făcut parte dintr-o luare de opoziție față de administrația publică locală. Spuneți-mi, domnul, faptul că văd că nu mai se iei. Rugămintea mea este să înțelegem următorul lucru. 1. Nimeni nu este împotriva modificării regulamentului Consiliului Local Orbeni. Corect. Nimeni. I-am spus lui Dan, după ce a făcut acea solicitare în care aveam în vedere, am avut de-a face cu două solicitări. O primă solicitare, prin care, știți cum e, trebuie să respectăm adevărul și să spunem tot așa cum este la un capăt la altul. În prima solicitare, primul proiect de pe ordinea de zi, viza găsirea unei soluții tehnice, care ca și consecință să aibă îndreptarea curbei de la familia Butulugu, deci. Și s-au comunicat că drumul respectiv nu este proprietatea noastră, acest DJ119D, este proprietatea Consiliului Județean. Și datorită restricțiilor pe care ți-l impune și zona, pentru că ai o râpă într-o parte și în partea alta ai construcții, este mai mult ca sigur și dificil. Acesta a fost un prim proiect de hotărâre. Al doilea proiect... Da, vedeți, domnul secretar, vă întreb o secundă.
un proiect de hotărâre în momentul când inițiez, dacă nu greșesc ce spune textul din legi, trebuie susținut de cel puțin o treime din numărul de consilieri locali sau discutăm, mă rog, sau în majoritatea lor. Doamne, uite, vrem să facem lucrurile. Dar ținând cont că este drumul de țean, nu știu dacă era în competența noastră să putem decide ca acea curbă să fie, să aibă o altă formă. Și s-a dat un răspuns firește, normal și tehnic, dar în fine. Al doilea proiect de hotărâre viza poziționarea în acea zonă a unor containeri moderni de preluare a peturilor. Pe dacă încă nu mai obstrucționez cu parcă containerii... Motivele invocate la primul punct, de pe ordinea zi, cel cu curba, aveam în vedere vizibilitatea, disconfortul creat șoferilor, datorită curbii, datorită intemperiilor care pot să apară, datorită și unor accidente pe care știți s-au întâmplat acolo pe timp diar. Era invocat și faptul că ar lipsi elemente tehnice, nu știu, care să fie puse, plantate, implantate în acostament. Vezi șanțuri betonate, rigoli și alte chestiuni care se preia apa din zona de deal, da? De pe acea ulicioară care există. Ei, odată cu ultima asfaltare, ultimele intervenții făcute pe drumul ăsta, eu știu că acolo există un șanț betonat. Sistem de drenaj care preia. Care preia. Corect, este. Ori dacă la un punct mi se aduce la cunoștință că sunt probleme cu vizibilitatea în derularea circulației, nu știu dacă e tocmai firească, normală și necesară poziționarea unui echipament pentru preluare peturi. Dar asta, repet, nu apreciez eu. Sunteți oameni care circulați pe drumul ăsta de mult mai mulți ani decât mine și apreciați dumneavoastră dacă acolo se poate pune un astfel de container. Repet. Am avut și cei de la gardă de mediu, inclusiv, au zis să-l retragem pe acolo. Nu, da. Construcționează vizibilitatea. Al treilea proiect de pe ordinea de zi. Am spus că le spun toate și spun despre fiecare și ceea ce am transmis și ceea ce am discutat, fără nicio problemă. Vizează modificarea regulamentului Consiliului Local Urbain. Da? Cod administrativ 2019, decembrie 2020, Consiliul Local Urbain adoptă un regulament de organizare și funcționare. În 2021 apare pandemia, apare ordinul 25 din 2021, dă posibilitatea și a desfășurării ședințelor în online. Dar revin un pic la regulamentul adoptat de noi. Regulamentul adoptat de noi la vremea respectivă, supus votului, votat de toți cei 13 consilieri, da? Era unul bun, chiar foarte bun pentru momentul respectiv. Adică el avea în vedere anticipa cu oarecum fenomenul online. De ce zic? În unul din articole spun, în două articole mai exact, unul tratează ședințele de Consiliu, altul tratează ședințele de Comisii. Deci, domnule, dacă din cauza unor calamități naturale, a unor stări de alertă, stări de urgență, a unor atacuri teroriste și enumeră mai multe situații, convocarea Consiliului Local în ședință pe Comisii, în ședință pe Consiliu, nu este posibilă, ea se poate desfășura și telefonic. Deci el a fost un pic, poate e cuvântul prea mare, avangardist la vremea respectivă. Deci ne-am dus și în zona asta. De acord, domnule. În 2021, anul următor, a apărut fenomenul online. În primul rând, trebuie înțeles foarte bine fenomenul online. Ce înseamnă online? Online nu presupune să ai tehnică, astfel încât eu să te văd pe tine, tu să mă vezi pe mine, eu să vă văd pe voi toți, voi toți să mă vedeți pe mine. Și lucrurile astea se întâmplă în condiții de imagini și de sunet. Ce plus cine vrea să intre pe site-ul respectiv, ca persoană din afară, să vadă ce discutăm în ședință. Asta nu se poate face azi, eu mâine vreau să vin în ședință online. Cantitatea asta de informații trebuie susținută pe echipament și cu oameni care chiar asta să facă. Pentru că nu în ședință unul se duce împrumută microfonul, altul mută camera, stai să mai fac nu știu ce. Deci sunt niște lucruri și în sensul ăsta am avut o discuție cu Dan și l-am rugat. Zic, ok, hai să pregătim lucrurile astea înainte de a le arunca în piață. Trebuie prevedere bugetară. Hai să vedem dacă avem bani. Mai mulți factori. Hai să vorbim cu un om să vedem ce echipamente ne trebuie, că chiar nu știu ce echipamente ne trebuie. Hai să ne facă o listă, hai să vedem cât costă. Deci nu rezumăm totul la a pune pe hârtie și scrie proiect din hotărâre. Deci iau foaia 4. Popa, ia o foaie de hârtie, scrie pe ea proiect de hotărâri în vederea realizării, nu știu, a unui aeroport în comuna Urbain. Da, eu ca secretar mâine ce te-ți fac? Te-ți mă duc la cursuri de pilot sau de stewardeză sau de ce te-ți fac? Va, pe ghele. Pentru că a trebuit să răspundă celor trei mari cereri. Este legală, da? Da. Dar chiar este necesară? Sau este și oportună? Aici stabilizi dumneavoastră.
Legal este, nu pot spune. Este, este, prevedere legală, scrie că se poate, da. Putem, putem să o cuprindem în condiții în care ar trebui domnul secretar mai devreme. În condiții dar extreme. Calamități, război, dar nici o pandemie. Deci nu avem pandemie. Deci nu e oportună. Dacă nu fost pandemia, ne-am descurcat, așa cum am putut și am făcut și nu l-au condamnat nimeni. Și n-am făcut niciodată. S-a făcut-o chiar așa. Chiar ca lume. Am respectat condițiile de distanță, ce Dumnezeu trebuia să respectăm acolo, ne-a văzut din treabă și n-au fost probleme. Și mă întreb, chiar e necesară? Nu. Eu, ca să fiu sincer să vă răspund, nu. Și nu văd așa o mare necesitate, deci, adică trebuia să se rupe buget, niște sume de loc mici, să stabilești statul tehnicat, pentru ce? Care e finalitatea? Ca să stau acasă, să mă văd la televizor? Eu cred că ar trebui doar... Din parte din mine, gândul de a duce discuția asta în televizor. De acum ar fi, eu știu, un consilier, oricare dintre noi, dorește să participe, dar e bolnav, nu poate ajunge. Putem găsi o soluție. Sunt un telefon, doar uite, sunt aici, sunt și eu prezent cu voi, pe cameră, mă dau pe WhatsApp. Asta am stabilit. Uite, aici am trebuit stabilit. Înțeleg, dacă e cu mijloacele care le avem la îndemână în situații extreme. Se întâmplă ceva. La un capăt cu un telefon, sunt atent la ședință, votez pentru conta, sunt participulat. Domnul Pană, o pozeană. Eu sunt față de ideea noastră. Oportună este, utilă este. Dar financiar, în momentul de față, nu-și permite. Financiar, nu așa ceva. Nu parte din cele deci avem de proiectele care trebuie să le acordăm cu finanțarea și noi nu știm cum îi vom găsi pentru sistemul de alimentare. În momentul de față, eu nu văd necesar. Deci, orice investiție trebuie să răspunde la frici, aici mai puțin cea financiară, nu așa parte. Aia, lasă pe aia financiară. Este necesar, că dacă e necesar, nu mai discuți problema finanțării. Trebuie să o găsești. Dar este, chiar credeți, chiar sunteți nevoie să facă să facă ceva. Și nici un lucru. Nu bate la ușă, nici o pandemie. Prima întrebare care aș pune, chiar și în lipsa lui Dan, care, repet, odată ajuns la nivelul ăsta al discuției, mi-aș fi dorit să fie de față și vă asigur că sunt cât se poate de obiectiv în tot ceea ce am relatat vis-a-vis de aspectul ăsta. Pentru că în spate lui au stat nu una, au stat două, poate chiar trei discuții care am avut cu el și am spus că îi ofer tot sprijinul și tot suportul posibil. Dar lucrurile astea trebuie să pregătite. Am să înțelege că pregătirea asta trebuie să dureze 7 ani. Da? Dar nici de azi, într-un punct cum este acesta, da, uitați-vă. Aia la altă ieri a părut să cere că no. O să-l anunțăm pe consilierul. Că nu se vrea online. În comisie, mai o masă lungă ca să încăpem toți la masă. Atenție. Început, cum ați reacționat? Dacă noi sau ce ați reacționat? Care e motivația? Motivul pentru care să niște online? Lege. Legea dispune acolo, Valean. Poate să... Dincolo de cele trei aspecte, domnul Fandu, dincolo de cele trei aspecte care le-ați enumerat, care ar trebui, la care ar trebui să răspundi? Unor exigențe, da? Eu cred că în prima și în prima fază, pentru că temerea cea mai mare a lui și de aici lucrurile firește au escaladat, era următoarea și alta este întrebarea. Consilierii Consiliului Local Orbei, în condițiile în care legislația evoluează, își doresc intervenția asupra regulamentului de activitate? Atenție! Noi ne-am oprit cu discuția doar la online. Ori mai fi și alte aspecte. Hai să acceptăm ideea că discuția poate fi mai amplă, da? Și am zis, dom'le, cu asta trebuie început. E posibil să fi rămas noi cu regulamentul în urmă, un pic în urmă, mai mult în urmă, foarte în urmă. Atunci îl adaptez. Păi despre asta este vorba. Dacă nu-i rămas în urmă, de ce să-l adaptez? Pentru că ajung la un element de ordin tehnic. Care, dacă codul administrativ nu s-a schimbat, nu s-a modificat. De acord cu mine, cel puțin. Să modific modificarea? Lăsați-mă, vă rog, să termin ideea ca să înțelegem scurtă chestia. Termin ideea, dar marșez prea mult pe chestia asta de formă și lui Dan îi place. El se ocupă mai mult de formă și prea puțin de formă. Eu cred că noi suntem aici să ne ocupăm mai puțin de formă și de asta ocupă de tu că ești jurist. Și noi să ocupăm de formă, că pentru asta de votat lumea, nu sunt jurist, dar mă interesează foarte probleme. Mă interesează că n-am apă și mă doare. Mă interesează că n-am luat sus din 4 pășunea și mă doare. Eu cred că asta trebuie să ajungem la probleme de formă. Și mai vizăm la formă. Am înțeles. Că asta de formă fac deliciu celor care... Dar vedeți dumneavoastră. Ceea ce se întâmplă la ultimele ședințe Consiliului duce în zona în care dumneavoastră nu sunteți de acord. Cu ce anume? Cu formă. Deci gândiți-vă că Dan... Noi ne-am învârtit în jurul COSI pe forma unor proiecte, pe forma nu știu care. Eu înțeleg că legea a spus de ceva.
Păi nu, cu cea, cu deva, nu sunteți de acord, nu îmbrățișați ideea să batem monedă pe formă, ci pe fondul problemei. Pe formă, absolut, sigur. Asta vreau să spun. Nu, domnule. Numai că din coace ne pune în șah. Numai că nu îmbrățișez. Nici nu trebuie să cadă în capcana. De a ocupa prea mult timp formei. Corect. Și ocupându-mă de formă, să neglijez formă. Bun, atunci dumneavoastră, în ultimul reședință, ce ați observat că se întâmplă în întrunirile pe care avem aici? Ca idee. Ducem discuția în zona pe care eu și-o vorbesc. Și vi se pare normal? Nu. Nu, prevederile legislative spun multe. Nu se apropie. Nu, în principiu nu se apropie. Domnul Farciu, nici nu ați vrut să faceți registrul spațiilor verzi. Că legea spunea. Când ne-a obligat legea să facem registrul spațiilor verzi, am dat aproape 550 de milioane. Ne-a durut sufletul. Banii a făceam ceva pentru comunitate. Când încep să respecti prevederile legale, păi n-ai bani nici să te învârți în jurul județului Bacău. Dar nu are legătură cu asta. Ca idee, legea zice acum să facem ceva. Bine, dar cu banii nu putem face ceva urgent pentru comunitate. Și cu chestia asta. Până la bani mai e. Mai e nici e pași până la bani. Prevederile legale sunt uneori atât de stupoase, stupoase, te obligă la lucruri. Când vrei să bagi viață în roate, studiezi, că ai ce studiați slavă Domnului și te vezi tot ceea ce de fapt îți va bine ție, dar nu instanță nu interesează majoritatea. Nu se bat avocații pe același studiu. Unul te face aur, curat, așa, iar celălalt, te ai același text. Pentru aceeași cauză, te scoate Dar ce spunea domnul secretar la care vrea să fiți un pic atent, necesitatea intervenției asupra regulamentului. Exact. Aici trebuie să, exact, să fim noi, exact, să luăm o decizie. De regulamentul în 2020, dacă nu greșesc, da, s-a bazat pe ceea ce prevedea codul administrativ. Noutate care au apărut în decursul timpului, au apărut acel ordin 25 care s-au live datorită pandemiei și așa mai departe. Acum noi vom decide, dumneavoastră, schimbăm regulamentul, adaptăm și stabilim și niște condiții, dacă ajungem până acolo, sau ne vedem de treabă în continuare pe ceea ce avem fără niciun fel de problemă. Rancherea mandatului. Să ne schimbăm și adaptat la 4 ani. Să schimbăm, să le doar posibil precizare. În cazul în care un consilier din motiv medical nu poate participa fizic la ședință, să aibă posibilitatea să-și schimbe votul cum? Și stabilim. Telefonic. Online dacă dispunii tehnic. Online de online și voi la pe asta. Nu, online, deja lucrurile le-am pus în altă zonă. Da. Ce trebuie să faci, ne vorbeam mai devreme. Păi da, știi, nici nu poți evita articolul din legea unui spunic, și el speculează, aș spune, stai avea, dar tu vrei telefon, dar eu te vedeți, legea zice că se poate, dar e permisivă, ia revenit. Da? Să fie permisivă evocația? Da. Este la evocativ, trebuie să sau poate să. Dacă poate să, n-am treabă. Nu, atenție. Eu nu pot. Da. Sau, atenție. Atenție. Eu la ordine nu pot. Ce să ai și acasă, tehnică. Dumneavoastră vedeți că noi, din câteva minute... Dar tu poți să ai acasă, să n-am la problemă. Domnilor consilieri, dumneavoastră observați că din câteva minute, când am vorbit despre modificarea regulamentului, care înseamnă mult mai mult, noi vorbim doar despre online. Modificarea regulamentului, prin ceea ce a vrut Dan să spună, nu s-a referit doar la acest fenomen online. Repet, îmi pare rău că nu este aici. Dar am înțeles că asta dorește el, de fapt, punctual. Este una din problemele pe care și le dorește. Revin la partea tehnică. Consilierul local, Bărarul Dan Constantin, a făcut o cerere. Da? Și-a exprimat intenția de a face un... de a iniția un proiect de hotărâri vis-a-vis de acest regulament. Am avut o discuție cu el. Și am zis, Ale, uităm în codul administrativ unde se spune clar, da? Cine poate avea inițiativa legislativă? Primarul, consilierii locali și cetățenii. Redactarea se face cu sprijinul secretarului. Un aspect pe care el l-a înțeles și l-a tradus în felul următor. Eu scriu pe foaie de hârtie proiect de hotărâri, aduc 2, 3, 5, 10 argumente, mă semnez și aștept de la secretar să facă toată documentația.
Deci, eu vă spun acum și merg pe filierul logică. Merg pe filiera logică a lucrurilor. Păi dacă scrii cu ajutor... Pot eu, secretar, să știu ce este în mintea inițiatorului proiectului de hotărâri? Da, pe deasupra. Oricare dintre dumneavoastră să puteți fi inițiator, da? Nu, inițiatorul trebuie să vină cu proiectul cap coadă. Și vrea să verificați dacă e bun din de legat. Aici ne-am luat. Hai să facem propuneri, frate, dar să vii cu el cap coadă. Dar hai să vedem care sunt condițiile ca un filier să poată... Omule, se poate interveni cu atât de bine. Nici varianta dată nu. Ar putea să vină cu el cap coadă. Să copișești sau să nu facem într-o mașină. Vreau să-ți citez niște articole care nu au nicio treabă. Iar tu oricum trebuie să verifici. Pentru că s-ar putea să îmi vină cap coadă. Să citeze nu știu ce paragrafe, nu știu care lege, care nu are nicio treabă cu asta. Dar cu tuma asta administrativă la nivelul dreptului la Bacău. Cu secretarul mai important să scrie la analiză și să vezi ce istorie scrie. Eu fac nicio problemă, dar nu fie ce. Domnul Fandu, poți să nu-mi treci niciun articol acolo, nu-i nicio problemă, dar zi, vreau să intervin în următoarea manieră, asupra următorului punct, da? Când se intră în sala de ședință, consilierul să stea drept să bată pazi de defilare. Adică îmi dai exemplu concret. Nu zici, aș vrea să modific. Cum? Urmează să-ți transmit. Deci te rog frumos, spune în concret. Acum. Despre convocare. E cazul să modificăm ceva? Despre transmiterea de informații, e cazul să modificăm ceva, adică le iei pe toate și îmi dai exemplu, că eu nu le știu, nu știu ce e mintea ta. Și e foarte posibil ca toată munca mea să fie degeaba, o dată. A doua oară s-ar putea să fie degeaba pentru că nu ai susținerea necesară. Și atunci am zis, haideți să venim în Consiliu, să avem o discuție în prealabil și să ne întâlnim un punct. I-am și spus, să pot constitui comisii mixte, da? Facem un grup, 2, 3, 4, 5 persoane. Băi, fraților, hai să... În două săptămâni, în trei săptămâni, într-o lună, să producem un regulament, să-l parcurgem prin toată procedura necesară și să-l avem. Nu reducem la o discuție cu unul, la o cerere depusă. Nu, hai să facem ceva. Și am zis, de asta am și zis, prima întrebare la care trebuie să ne răspundem. Consilierii Consiliului Local Orbeni își doresc intervenția, indiferent de sens. Deci o consideră oportună? Mai scurt. Dacă vreți și așa. Dar mai direct. Avem regulament de funcționare aprobat? Dacă nu e oportun. Domnul secretar, avem regulament aprobat? Că nu-i? Spune seama atunci când va fi oportun. Cu Tuma spunea că la începerea unui mandat de 4 ani se discută despre regulament. L-am aprobat la începerea mandatului. S-a schimbat prevederile codului administrativ într-o manieră de peste 20% să influențeze actualul regulament? Nu, dar tot legea spune că poate fi modificat și poate să zic, poate fi modificat, adaptat, modificat. Că modificări înseamnă că ai peste 30%. Eu vă cred și vă înțeleg prevederile legislative. Dar eu v-am în discuții și un alt aspect, știți? Eu vă spun lucrurile astea dumneavoastră, ne trezim cu ceri, prin care se doresc firești anumite lucruri. Nu, mă, lucrul ăsta trebuie, știți cum e? Alți oameni trebuie să stea drept în fața altor oameni. Păi mai aveți transparență instituțională după aia? Că nu mai e. Eu asupra acestui aspect, încerc să atrag atenția, o putem ține așa 1000 de ani. Și la un moment dat zic, ok, hai să facem lucrurile în așa fel încât ele să aibă șansa să se întâmple. Nu cum vreau eu sau cum vrea cineva, cum vrea, fiecare de aici care să-și pune un punct de vedere, să se opune votului, dar hai să dăm șansa acestui loc. Nimeni nu se opune, dar eu văd oportunitatea. N-are sens. Mai este un an de mandat. Codul administrativ nu s-a schimbat. Înainte de a începe un astfel de demers, este bine să existe o discuție liberă cu toată lumea. Dacă ajungi la concluzia că trebuie făcut... El poate fi readaptat, remodificat în raport de schimbări legislative la începerea unui nou mandat de 4 ani. Nu s-a schimbat codul administrativ. Popa, este opinia mea voastră. Eu am o cerere care îmi spune altceva. Cum și ieri am avut la ora, nu știu, 10 și ceva, 11 cereri pentru a desfășura ședința Comisiei Juridice Online. Se știa că nu avem tehnică. La ora ce să vă cer eu să-mi dați mie o fată frumoasă din primărie, că toate sta bine pentru mine? Domnul Popa. Hai să fim realiști. Domnul Popa. Care crezi că era motivul? Concluzia dumneavoastră. Blocarea activității. Domnul Popa. Între a ne da cu părerea despre chestiuni și a aduce mai multe sau mai puține argumente și a avea un document în față efectiv, ne face să fim ca oameni diferiți. Știți? Cineva celebru la un moment dat zicea că cel mai ușor este să dai șunturi în fundul apă. Sau idei. Părerea lor. Eu vă dau idei, dar ce ne facem? Practică. Ce ne facem? Deci,
Și eu vin, am 70 de amendamente. Haideți să găsim soluții. Vreți soluția? Cum o găsești? Vorbim, discutând, stabilim ceva cu niște termeni și... Putem lua astăzi o decizie raportată la acest regulament și să facem la cu el? Eu v-am zis. Oprim toată această discuție la o singură întrebare. La ce? Domnul Fantu, hai vă rog de suflet, hai să închidem ca să știm cum a venit. Sorry, numai o secundă, două, după aia vă spun două vorbe și nu cred că mai aveți de nevoie să citesc pe toate astea, cum a spus. Nu știu că să fiți aici primării. Cred că am fost destul de obiectiv, că mi-am propus și vreau lucrul ăsta, vis-a-vis de aspectul ăsta. 2. Îmi pare rău că nu este aici. 3. Sinteza la toată discuția asta, v-am spus, este doar o întrebare. Consiliul Local Orbeni, format din toți consilierii Consiliul Local Orbeni, își dorește, începând și de astăzi, poate, stabilind niște persoane, termeni, o comisie, ceva concret, funcțional, care să ducă demersul ăsta la cap. Adică ne dorim demersul ăsta. Eu mai am exprimat punctul de vedere. Întrebați și chiar asta. Păi chiar credeți că pierdem timpul acesta, că pierdem timpul acesta. Păi exprimați-vă cum nu ești atât de grăbă. Nu, 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 Pentru ce ne mai trebuie un an de zile? Când cutuma administrativă la oricare primărie din lumea asta este votat la începutul mandatului de 4 ani, timp în care și codul administrativ nu s-a modificat semnificativ decât cu prevederea legală din punct de vedere pandemic. Nu mai vine pandemia, simt eu. Două ocazii mă zic, dar și cu astea pe rând. Al patrulea proiect de hotărâri inițiat, deci vi le spun, pentru că mi-am promis și am promis că le aduc la cunoștință, ca să aveți știință de ele, firești, și fiecare să le gândească și să comporte în consecință. Că nu li țin eu, că vreau să nu li fac sau din alte motive. Al patrulea proiect de hotărâri, privind elaborarea statutului comunii, da? La fel, prevăzut în codul administrativ, codul administrativ îmi dă un model cu anumită structură, ca și hotărârii, este un document foarte amplu. Lucru pe care, vă zic sincer, pe mine nu mă sperie lucrul ăsta. Este foarte mult din muncă la el, e adevărat. Începând de la localizarea populației, structura populației, cu absolut. Și atâta timp cât nu ai statuturi, cum știu. Dar să nu-l faci un specialist, ci o comisie. Aici, da. Undeva aici am vrut să ajung cu discuția. Unul dintre aspecte, deci dau un simplu exemplu, unul dintre aspecte, la fel, l-am discutat cu Dan și am spus, vezi că la un moment dat acest statut presupune a răspunde la întrebarea dacă trebuie să avem stemă sau nu. Știți prea bine că și în mandatul dumneavoastră s-au perindat pe aici tot felul de specialiști, ofertanți, în a parcurge toată această procedură care, credeți-mă, e foarte scumpă. Da, da. Ca în final să stabilești dacă pe stemă ai crucea, ai un... niște dealuri, ai niște biserica din Elbrus acolo, aici ceva. Ceva nu ți-ai pe stemă. Prioritățile sunt altele în momentul de față. Și atunci am zis, Dane, vei ajunge în punctul ăsta, vom ajunge în punctul ăsta. Ce decizii luăm, ce faci? Au reușit doar orașele mari să-și facă. Nu este... s-a pierdut inițiativa. Gândiți-vă că eu, ca om pus în fața acestor situații, la un moment dat trebuie să iau răspuns. Istoric, ziceam. Domnilor consilieri. Chiar și acolo spun. Pus în fața acestor situații, la un moment dat, și sub tirul și bombardamentul ăsta, firește că trebuie să ai reacție. Trebuie să spui, trebuie să aduci la cunoștință, trebuie să faci. Da? Nu mai zic că lucrurile astea mănâncă timp. Dar dincolo de asta... Dar n-aveți cum să-l faceți, domnul Petarapun. Eu nu, eu vreau să vă aduc dumneavoastră la cunoștință că sunteți un factor de decizie. Deci voi trebuie să hotărâți. Domnul secretar, n-aveți cum să faceți statutul atâta timp cât pugul nu-i gata. Pugul ăla s-a dat o grămadă de bani, se vede. Populație, gen, femei, strategia să facem sau statutul în raporte, informațiile cel mai plauzibile pe care le găsim în acel pug. Aș fi vrut. Ca opinia asta dumneavoastră și alte opinii ale colegilor de aici de față, da? Să ia și dânsul la cunoștință de ea. Ca fiecare să vadă ce presupune, fiecare cu experiența fiecare. Adică când mă apuc să fac un statut, am nevoie de informații, suprafețe, ce mă gândesc, la ce raportare fac. Un statut din burtă.
Noi suntem definite, nu știu. Copy-paste din internet? Nu am stabilit, sau poate nu. N-am stabilit și priorități la care este, dacă nu sunt priorități, iar răspunde cu seminătate. Stimabil, ce vrei? Păi vreau sistemul comun. Ia să vedem care sunt priorități. Păi, uite, mă bag pentru gaz, dar există apa, de ce spuneți că există? Ai strategia de dezvoltare a comunului care nu cuprinde așa ceva. Și există strategia de dezvoltare care cuprinde cu siguranță obiectivele importante de care comunitatea are nevoie. Deocamdată nu există oportunitate pentru sistemă. Când va apărea oportunitate, vom discuta. Nu resping ca idee, ca subiect. Dar nu e oportună. Deci, este legală. Legea prevede toate prostiile, spune. Partea, nu se înțelege lucrurile. Și nu știu dacă e chiar necesar. Să facă dumneavoastră că văd că se plicește, fac un sondaj de opinie. Care dintre cetățeni vor mai mult? Să aibă apă bună, gaz, drum, școală, și care vor sistemă? Domnul, ăsta e material pentru început din mandat, ca să nu zicem, e mai material de campanie electorală. Eu vă arăt o sistemă care am gândit eu la candidat independent și am și acum acasă. Și o știu și făcut în formatul lor din niște existat decât cu dischete. Dar eu am înțeles prioritatea comunei și o să vin săptămâna viitoare când noi să mă făcărească un consiliu pe aici, când ați luat cu steagă în sistema comune, o am așa ca amintiri, că am înțeles prioritățile sale. Deci, eu aduc, am scăpat un pic de cafea pe ea. Deci eu gândeam, acum, e o chestie frumoasă. Dar altele sunt prioritățile în momentul de față, fraților. Dar o să fie, că o să fie, că va fi, că va fi. O să ajungă. Și în legată de ceea ce aveam noi. Noi probleme serioase, să discutăm. Mă duc la următoarea ședință și mă duc. Așa se gândea în 1990. Am rugămintea să nu rămână moartă. Haideți să stabilim o strategie locală privind valorificare la ce avem noi bunul de noastră. Vin cu rugămintea la dumneavoastră, cum am spus mai devreme, să nu rămân la doar la nevoi, la nivel de sfaturi și de... Hai ne găsim într-o zi stabilit de comun acum. Și rămâne asta cu sistemul. Pune pe hârtie. Veniți cu orice propunere și când ne vedem, ne adunăm pe toate. Și hai să vedem ce se poate concretiza. Nu vreau să fiu înțeles greșit. La fel cum am zis, regulamentul, dacă este să îl facem, nu se va referi doar la fenomenul online. În egală măsură, vă rog și vă aduc la cunoștință faptul că și atunci când am vorbit de... Eu aș zice să scot din ideea. Atunci când mă refer la statut, nu vreau să ne învârtim doar în jurul sistemei, că aveți, Doamne, sistema să fie miezul din acest statut. Statutul cuprinde o grămadă de multe elemente. Multe elemente. Ce zic? Haideți să trecem la ultimul punct de ordine de zi, care e raportul. Cu aprobarea dumneavoastră, dacă sunteți de acord, o să-l găsim pe site-ul primării, dar o să trecem în revistă 34 de care o să-l atunci. Dar câteva lucruri aș vrea să vă le comunic. O dată, nomenclatorul stradal. În final, după tot ce... Cum să vă spun eu, după toate dezbatele care au avut loc cu străzi, corectări de străzi și așa mai departe, pot să vin cu bucurie în fața dumneavoastră să-l felicit pe domnul secretar și să-i mulțumim pentru tot efortul care l-a depus. Pentru că cei de la Ministerul Afacerilor Interne, Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor, Biroul Județean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor Actul, ne transmite o adresă urma de mersurilor noastre către Primăria Comunei Urbeni, ca urmare a adresei dumneavoastră, numărul 704 din 8-a 2-a 2023, referitoare la implementarea în Registrul Național Electronic al Persoanelor, artierilor precizate în hotărârea de Consiliul Local, numărul 2 din 31-a 1-a 2023, contestată la rând și iar și în alt pachet către așa, de către mai sus menționatul, vă comunicăm faptul că a fost actualizat Registrul Național de Evidență a Persoanelor conform solicitării. Deci aș putea să spun că tot ceea ce am aprobat și am centralizat noi ca și informații, cu toate corecturile care au avut loc în ultima ședință din ianuarie, a fost aprobat și deci a rămas bătut în cui. Mai nou, după ce am primit și adresa asta, ați văzut că am deja implantat în sat
și indicatoarele infractoare, care eu cred, așa, din punctul meu de vedere, am luat și noi un model de la alte comune, zic că arată bine. Și sunt foarte și vizibile și mai mult de atât, nu știu dacă se poate. Nu, e foarte bine. Mai ales pentru străini care mai ales pentru... Păi, cu siguranță pentru oamenii care vin din afară și sunt, în cazul nostru, Doamne ferește, pompieri, salvare. Exact. Și plus alte categorii de cetățeni care vin cu nu știu ce probleme se identifică la anumită stradă. Eu zic că... E un element de civilizare. Raportat la activitatea asta socioeconomică a comunei, v-am spus și repet, o să o găsiți pe ceea ce înseamnă site-ul primării. Da, nu o să mai trec în revistă. Dar vreau să fiu câteva precize. Legat de ce spuneam, de problemele din fond. Și cele care sunt cele mai arzătoare, ținând cont că se ceta bate la ușă. În sfârșit, ne apropiem de autorizația, de momentul în care vom elibera autorizația pentru proiectul care înseamnă extinderea rețelei alimentare cu apă pe cele 3 străzi în Scurta. Am obținut și acordul de mediu. Urmează zilele astea, cred că 1, 2, 3 aprilie, să depășim pragul de 10 zile de la data ultimului anunț dat în ziarul de deșteptare a unui ziar local. Pentru intenția noastră, o să obținem avizul, e ultimul aviz care trebuie să-l obținem și vom emite autorizația și ordinul de începere. În același timp, pot să vă spun așa cu bucurie în suflet, POIM-ul, în sfârșit, prinde viață. Până pe 10 aprilie este perioada în care Orbeni este lotizat cu lotul numărul 1 din tot ceea ce înseamnă toate celelalte UAT-uri cuprinse în acest program, ca să poată cuprinde viață, cum vă spuneam mai devreme, și să fie eficient, deja s-au lotizat mai fiecare UAT. Noi, din fericire pentru noi, suntem cuprinși în contractul numărul 9, cu lotul numărul 1 contract, care fac parte mai multe UAT-uri. Valea Sarnicură Căciuniu, într-un anume lot, Sărata e separat, Cleja, nu mai știu cine mai acolo, dar pe mine mă interesează de Orbeni. Noi suntem în lot. Lotul numărul 1, contractul numărul 9. Cu valoare din vreo... Suntem separați de celălalt. Exact. Da. Pentru că... La ce lucrat cu Coim? Ce lucrat? Apa? Execuția, canalizare și extindere rețelei de alimentare cu apă cu toate străzile. Apă canal? Da. Apă canal, da, da, da. Până pe 10 aprilie se depun ofertele. E termenul limită când trebuie să se depună ofertele. Au fost câteva intervenții și mă bucur, nu pot să spun aici ce și cum, că vor fi societăți interesate de execuția lucrărilor. Nu ascund faptul că una dintre prioritățile care sunt și vor fi în momentul implementării, după ce semnează contractul și se va da emite ordine în cerere, vor fi străzile care se suprapun cu Angel Salini. Chiar și ieri am fost la minister, am discutat cu domnul secretar de stat Stoica ca subiectul ăsta și prioritate, deci în discuții Consiliul Județean, Minister Orbeni, Primăria Orbeni, am găsit de cuvință că acel constructor care va fi desemnat câștigător, prioritatea și-o va îndrepta către străzile care se suprăm cu cele 14 străzi din proiectul de modernizare drumul Pangel Salini. Noi sperăm așa, dacă dă Dumnezeu și treaba e bună, până în 10 aprilie se depun ofertele, urmează 30-60 de zile analiza ofertelor desemnați cu câștigătorul în condițiile în care nu vor fi contestate și alte probleme și în toamnă să înceapă lucrările. Ar fi ideal ca în toamnă, până spre, eu știu, finalul anului, dacă vremea o să permită, străzile menționate în Angel Salini să fie recepționate parțial din tot ce înseamnă proiect, facem dovada către minister și putem semna contractul de finanțare și peste iarnă să putem demara procedura de achiziții, lucrări de execuții pentru acel proiect pe care îl așteptăm cu toții și, de fapt, și de drept, două proiecte în lucru. Unul care am completat, doi capitele de străzi, ca să facem, zic eu, treaba cât se poate de bine și să completăm cu etapa a doua, pe proiectul numărul 1, cu adormirea, cu construirea podului de la adormirea Maicii Domnului, da? Numai că o să o finanțăm, cel puțin până la momentul de față, pe buget local. Mai există o speranță că în momentul în care, acum în iunie, se va deschide o altă linie de finanțare pe AFIR și unde vom introduce alte noi proiecte, poate reușim să obținem finanțarea. Adică noi, proiectele astea pe care noi încercăm să obținem finanțarea, cu siguranță, am văzut și curioșii care s-au mai îndreptat atenție și au cerut lămuriri, ba de la CNI, ba de la Minister, le veți găsi aceleași proiecte în mai multe zone. AFIR, PNRR, POIM, eu știu, Angel Salini, CNI, adică depunem acolo unde găsim și încercăm să găsim posibilitatea de a obține finanțarea. În momentul când ai obținut finanțarea, automat, celelalte nu mai au rost, nu mai mergi mai departe, faci cunoscut că ai obținut deja o linie de finanțare și celălalt ca să nu te duci în zona conflictuală
toată lumea interesată face așa. Și corect. Și nu este nimic nelegal să bați la părți părți până unii se deschide. Păi alea 11 să se abunează. Și care e mai avantajoasă, că nu am mai avut și proiecte câștigate. Și-au trebuit la 577 HG-ul, știi, prea bine, în care îmi cerea o contribuție 25% am pus, mai mult chiar. Deci, eu cred că toate proiectele... Aș găsi una să dea 100%. Inclusiv în natură. 100%, vă mai spun un pic, sunt foarte rare, dacă nu în niciun caz, pentru că în toate proiectele astea se pune accent și pe contribuția beneficiarului. Și ăla e procentul și e eligibil. De exemplu, am avut o discuție la CNI pe subiectul cămin cultural, care cu siguranță în perioada următoare, sper, după sărbători, o să se poată fi semnat contract. Că ați văzut, s-a mai făcut comentarii pe aici și pe acolo, că sunt în avizare. Deci, sunt în avizare, sunt, își urmează cursul firesc, dar finanțarea e ca și garantată. Se așteaptă acum finalizarea lucrărilor pe ceea ce înseamnă PTH-ul, proiectul tehnic, și săptămâna viitoare, sau într-o săptămână, două, îl vom avea. Și după care vor analiza, îl vor verifica și cei de la CNI, că ei sunt cei care vor finanța acest proiect, mai puțin PTH-ul, după care se va da undă verde și în felul ăsta sperăm să obținem și acolo. Se pare că, așa cum povesteam și mai devreme, prin ceea ce înseamnă graba unor proiecte care au apărut pe ordinea de zi azi, că și AFIR-ul vor deschide și vor ține cont de acele proiecte care au fost declarate eligibile în momentul depunerii lor, să le preia și să le actualizeze, firește, că nu mai sunt prețurile alea și așa mai departe, și să le poată pune în continuare pe masă pentru finanțare. Se vor deschide mai multe cu contractul cu școala pe eficiență energetică în școli. S-a semnat. Urmează să declanșăm procedura care e destul de grevaie pentru achiziție. Proiectare, pardon, și execuție. Acolo avem finanțarea asigurată în procent de 90%. Deci sub 10% n-am văzut niciun proiect care să beneficieze, să participe. Dar mai era 5%? Nu? Nu neapărat, nu e o regulă. Nu era regulă. Nu există o regulă. Cât puneai mai mult procent, poate tot obțineai punctaj mai mult. Mai mult. Bine, că în condițiile noastre nu ne-au cerut nou, cât deja, de prima dată, ca și criteriu era partea de 10% să ne-o asumăm. Deci primul proiect care prinde viața acum este după pași, sper că de curând să înceapă sărbătorile, să înceapă lucrările la pe cele trei străzi, Bradului, Cantonului, Unirii și Școale. E prim. Și în toamnă să înceapă și canalizarea, chiar dacă o să deranjeze, cu siguranță va deranja. Confortul nu va, al gaz, o să fie nimica pe lângă ceea ce o să întâmple ca și lucrări la canalizare și extindere de apă, pentru că vor fi și un anumit număr de branșamente de executat și așa mai departe. Lucrările vor fi de o altă dimensiune. Acum să sperăm că vor începe, că vor fi ofertanți, sunt speranțe că și discuții că sunt, că au cerut planificări și să văd de lumea că e interesată. E o lucrare cu foarte mulți bani și cea care va câștiga până la urmă va fi comunitatea. Pentru că apa și canalizarea sunt unul dintre cele mai prioritate lucruri de care avem nevoie. Vă pot iarăși informa cu mare bucurie că tot ce am semnat contracte cu gazul pe gratuități sunt încheiate. Extinderea conductorului de gaz în Orbeni a ajuns până în strada, până la Șipote, la final. Mai au rămas capătul și după Paști, cu un lucru, apropo de gaz, intră în analiză și cele noastre de finanțare care am solicitat extinderea rețelei de gaz pe celelalte străzi care nu au beneficiat de gratuitate. Beneficiau cu toate dacă lumea ar fi fost interesată și ar fi depus cerere. Nu trebuiau în majoritate, dar unii au crezut că se va întâmpla, alții nu. Și uite că astăzi putem vorbi cu satisfacție că mulți dintre cei prezenți, cel puțin aici, care au beneficiat de treaba asta, l-au deja funcționat, nu? Colofantul, da. Cheluș, Latielul și nu știu cine mai are, Ghiță. Și tu am văzut că ai intrat la acolo. Și eu cred că se vede. Ați consumat gaz, ați văzut care sunt un pic prețurile, așa, ca și consum? Nu am dat domnul acesta. 30 de zi. Ceva la bucătărie. Și la bucătărie, vă spun așa, din propria experiență, 12, 15, 18 lei, depinde cât e de aglomerat consum acolo. Nu știu ce să vă mai spun. Zic, sunt lucruri care se vor întâmpla în primăvara asta, în vara asta mai exact. Și pe scurt, dacă gazul s-a ajuns și într-o lună va fi funcțional până la intrarea lui. Pe strada, până la Ciuzmeaua de la Michituș, diferența străzilor. Și a vorbit cu domnul ministru care
ne acordă tot sprijinul și e un lucru bun că se întâmplă. În momentul în care vom obține finanțarea până la sterilul lucrării de canalizare și apă pe străzile Unirii, Bradului, școlii și apă celelalte, vom merge și cu gazul. Și poate dacă dă Dumnezeu și apare asfaltarea, am scăpat de cele mai lucruri mai urâte, adică să nu spargem după ceea ce vom vedea. Așa nu s-a asigurat că după par și începe analiza cerurilor. Și ne numărăm și noi câteva străzi acolo și le avem chiar pe toate celelalte pe care nici eu nu s-o intervenim. Sper să fie bine. Da, spune acum, hai că ai terminat. Am fost și eu, dacă pe drumul de exploatanță agricolă, asta modernizat, asfaltat prin fonduri europene. Trebuie intervenit un pic prin el. E un protocol prin care e cedat, se poate intra, că au intrat, fie ce au făcut acolo. La ce, vorbiți de autostradă? Nu, la drumul nostru, la... Construcția de la autostradă. La drumul nostru de exploatanță agricolă, modernizat prin fonduri europene. Deci, drumul de acolo, drumul de lucrări, da, unde lucrează autostrada. Ei au obligația și eu am văzut, cel puțin ce am văzut, că lucrează foarte bine. După ce intervin cu lucrări acolo, bine, că lucrează camioane, n-ai ce să-i faci. Numai că ei au obligația că în momentul în care recepționează termenul lucrarea, drumul va deveni la forma inițială, după cum va avea forma în momentul în care se va întâmpla, de exemplu, la scurt aici, am înțeles că drumul va fi refăcut și avea o altă formă și la Orbea la fel. Dar eu am observat cu câtă conștiință se lucrează acolo. În momentul în care ploua, ieșau camioane cu nămol, cu pământ, cu ce vreți voi și lăsau urme, era un buldo excavator în urmă care mătura, curăța, deci asfaltul era curat. La urmă drumul nu rămâne așa, pentru că autostrada oricum îl taie. Dar va avea o altă formă pe care ei și le-au asumat și cu toate cările de acces nu rămân afectate. Știu, dar nu avem ce face în condițiile astea. Camioanele trebuie să... Eu am văzut cum arată și pot să jur, când nici n-am trecut cu asfaltul. Da, este. Deci toate vor fi refăcute și vor fi aduse la o formă de circulat cu condiții normale. Mai rog ceva, nu uita că am mai făcut o solicitare. Am văzut că au dispărut toate indicatoare. Știu. Și oamenii nu se vin la urmă. Dar nu vin la Orbeni și că se pune nu vede nimeni. Că zice Orbeni, că noi, sport național, ce-o zice? Și nu străini anumiți oameni care știm să jurul nostru. Da. Avem bănuie, nu avem dovezi. Vă mulțumesc pentru participare la ședință. Eu nu, o să termine lucrările și o să încercăm să mai completăm.